Nu, se aude bine. Bună ziua tuturor! Astăzi lansăm campania 16 zile de activism în cadrul orașului Căușeni. Este o onoare pentru noi să ne aflăm astăzi aici și să localizăm, de fapt, intervențiile și lansarea acestei campanii. Aș vrea să încep cu o scurtă statistică. 45.000 de femei și fete au fost omorâte în anul 2021 de un membru de familie sau partener la nivel global. Aceasta înseamnă că în mediu 5 femei sau fete sunt ucise de un membru de familie în fiecare oră. Aceste date statistice relevă doar o parte din gravitatea fenomenului. De asemenea, este cert că acasă nu este un loc sigur pentru multe fete și femei, inclusiv din Republica Moldova. În scopul sensibilizării despre acest fenomen, în fiecare an, comunitatea internațională, dar și națională, marchează pe 25 noiembrie Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și pe 10 decembrie conclude cu Ziua Drepturilor Omului, indicând faptul că violența împotriva femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial. Întrucât lansăm această campanie la Căușeni, vreau să aduc sincere mulțumiri administrației publice locale, primăriei raionului Căușeni, prestatorilor de servicii care sunt prezenți astăzi aici, reprezentanților societății civile, dar și reprezentanților ambasadelor și a comunității internaționale care au făcut un drum lung de la Chișinău până încoace ca să lansăm împreună campania 16 zile. Și întrucât rolul autorităților locale este esențial în asigurarea unui răspuns coordonat și eficient la cazurile de violență împotriva fetelor și femeilor, folosesc acest prilej pentru a transmite în primul rând un mesaj de mulțumire, dar și o invitație cu un cuvânt de salut pentru viceprimarul orașului Căușeni, domnul Caraman Victor. Domnule Victor, vă rugăm. Nu primăria raionului Căușeni. Sperăm că în scurt timp sau, nu știu, într-un câțiva ani, adică o să avem reformă administrației publice locale, o să dispară raioanele, nu știu pe care variantă o să meargă, că vreo spre trei variante, este cea mai rigidă și cea mai extinsă, dar oricum, adică noțiunea de raion, adică dispare și probabil că, da, evident, oraș Căușeni devine, o să devine un centru foarte, foarte mare. Cam așa. Mulțumim pentru că ați ales, orașul Căușeni pentru a lansa această companie 16 zile de activism împotriva violenței de bază și de gen. Este o onoare pentru noi și evident, cel puțin noi la nivel local o să încercăm să implementăm. Vreau puțin să mă întorc înapoi, m-am documentat și eu puțin, adică despre ceea ce se numește violență de familie și dacă nu țin minte ce prima dată a fost numită de Jack Ashley în Parlamentul Britanic prin anul 1973, dacă nu mă greșesc. Evident că acolo se vorbea despre violență, nu în familie, dar despre violență într-o anumită țară, regiune și tot așa mai departe. Și evident, la noi mai are loc violență de familie. Eu am un vecin care trăiește vis-a-vis de mine, de casa mea, el are în jur de 60 ceva de ani și el mi-a ieșit la suprafață din memorie despre ceva ce îmi povestea el, adică care perfect reflectă și aia violență de familie. Și spunea el că când avea el vreo 7, nu contează, 10-12 ani, într-un moment, mă rog, au avut o sarcină să facă ceva pe acasă, n-au îndeplinit-o și evident tata lor le-a spus, duceți-vă acolo unde stau, undeva acolo în grajd, unde stau animale și așteptați-mă că eu am să vin și să vă bat. Și el îmi spune, noi ne-am dus cu fratele și stăm o oră, două, trei, tata nu vine să ne bată, știi, într-un astea. Și ei se duc la tata lor și le zice, tată, tu ziceai că vii să ne bați. Ei, nu, eu am glumit și așa mai departe. Înțelegeți cât era de implementat și cât era înrădăcinat acest fenomen, că părinții aveau, adică,
aveau efectuau violențe fizice, evident, pe atunci celelalte economice, sexuale, emotive nu au fost, dar eu s-au venit și s-au născut pe parcurs. Nu știu ce să vă spun, am vrut să fac așa o leacă puțin deosebit, adică intervenția mea, dar încă o dată vă mulțumesc, sperăm că o să, deci întrunirea de astăzi o va avea loc cu bine și cu succes. Mulțumesc. Altceva așa, puțin emoții. Domn viceprimar, dumneavoastră ați punctat foarte bine că violența de fapt este normalizată. Violența este practicată în foarte multe familii din Republica Moldova, nu doar împotriva fetelor și femeilor, dar și împotriva copiilor. Și, de fapt, ceea ce facem astăzi, prin lansarea campaniei, abordăm inclusiv subiectul cum noi, toți împreună, coordonat, putem schimba aceste realități. Vroiam să menționez rolul Parlamentului în eliminarea și prevenirea violenței împotriva fetelor și femeilor. În calitate de legiuitori, dar și de creatori ai legilor, rolul lor este unul critic și aici vreau să menționez de fapt faptul că întrucât am avut un suport foarte mare, toată societatea, toată comunitatea din partea Parlamentului, prin ratificarea Convenției de la Istanbul, prin adoptarea legilor care oferă o mai bună protecție și prevenție pentru acele victime a violenței. Vroiam să mulțumim în acest sens legiuitorilor care vin și susțin aceste pledoarii constant și sunt alături de femeile victime a violenței. Următorul salut de cuvânt îl ofer cu mândrie, dar și cu un profund respect. Având rolul de coordonare în domeniul eliminării violenței împotriva fetelor și femeilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost întotdeauna alături de comunitatea internațională, comunitatea națională, de societatea civilă, în contextul în care a promovat și a dezvoltat politici care vin să prevină fenomenul violenței pe de o parte, dar și pe de altă parte să asigure mai bună protecție pentru femeile victime și supraviețuitoare. În acest sens, aș vrea să o invit pe doamna Felicia Betholt, secretară de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu un cuvânt de salut, dar și cu încurajare și îi mulțumim pentru că a găsit timp să fie alături de noi astăzi. Acum se aude, vă mulțumesc, da. Doamna Neghina, un pic m-ați emoționat când ați făcut această mică prezentare. Onorată asistență, stimați colegi, stimate colege, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu aici la Căușeni și să lansăm campania anume aici, în orașul unde există servicii specializate pentru femeile și fetele afectate de violență. Echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pe care am onoarea să o reprezint astăzi aici împreună cu colegele mele, se solidarizează cu toate fetele și femeile în lupta împotriva fenomenului de violență. Violența față de fete și femei nu poate fi tolerată, iar noi suntem responsabili ca acest fenomen să dispară din casele noastre și din societatea noastră. Fiecare a treia femeie de pe glob a fost supusă unui act de violență. Așa cum a menționat și doamna Neghina, în jur de 45 de femei din Republica Moldova și-au pierdut viața ca rezultat al violenței în bază de gen în anul 2021. Aceste cifre sunt alarmante, iar sub fiecare cifră se ascunde o viață de femeie, mamă, soră, bunică, nepoată, prietenă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, având rolul de coordonator
național pe acest domeniu, considerăm important ca toți actorii din domeniu să-și unească eforturile pentru a sensibiliza și a aduce la cunoștință consecințele nefaste ale acestui fenomen, să susținem și să încurajăm femeile victime să raporteze cazurile de violență la serviciile specializate și să înceapă o viață de demnitate și o viață liniștită. Este de responsabilitatea noastră comună să acționăm, să prevenim, să combatem acest fenomen. Înainte de a veni încoace, vreau să vă zic, am reflectat mult asupra sloganului acestei campanii, și anume Uniți în activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Și, de fapt, elementul cheie în acest slogan este cuvântul Să fim uniți. Cum noi, instituțiile statului, având un rol esențial în eliminarea și prevenirea violenței și protecția femeii, putem lucra eficient pentru a combate acest fenomen. În acest context, vreau să menționez că împreună cu partenerii și partenerele din societatea civilă, Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanții administrațiilor publice locale, am dezvoltat și am aprobat anul acesta mecanismul intersectorial de răspuns la cazurile de violență împotriva fetelor și femeilor, care urmează să fie implementat și eu foarte mult sper că, deci, ca tare ar trebui deja să fie implementat, dar eu chiar vă solicit foarte mult ca acest mecanism să fie implementat aici la Căușeni și în alte raioane ale Republicii Moldova. De asemenea, adoptarea acestui mecanism mi-ar plăcea să nu fie doar un mecanism pe hârtie și, într-adevăr, să fie implementat. Elaborarea acestui mecanism și aprobarea acestui mecanism este o reușită importantă, având în vedere că suntem în plin proces de implementare a Convenției de la Istanbul. Altceva care am vrut să menționez, la moment Ministerul este în proces de elaborare a unei foi de parcurs pentru implementarea prevederilor Convenției și mizăm foarte mult pe suportul tuturor actorilor în vederea prevenirii, dar și eradicării fenomenului violenței într-o manieră eficientă și centrată pe interesele victimelor și supraviețuitoarelor. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar un element important este să nu fim indiferenți și indiferente. Să ne implicăm atunci când cunoaștem că ceva se întâmplă în casa vecinului. Să informăm poliția, asistența socială, rudele și prietenii și să ne asigurăm că am făcut tot ce am putut ca abuzatorii să fie trași la răspundere, iar victimele să primească cele mai bune servicii necesare. Puterea noastră constă în unitatea noastră, iar eu sunt ferm convinsă că doar împreună putem asigura un prezent și un viitor demn tuturor femeilor și fetelor din Republica Moldova. Această campanie reiterează necesitatea de a lupta pentru eradicarea imediată a violenței în bază de gen și pentru a crea o lume în care fetele și femeile se simt în siguranță. An de an, Republica Moldova se alătură la mișcarea globală, astfel afirmând angajamentele asumate de a asigura la nivel național prevenirea și combaterea fenomenului de violență împotriva femeii. Și vreau să vă zic că prin această campanie ne dorim să creștem gradul de conștientizare a fenomenului de violență asupra femeilor ca o crimă, să încurajăm ca fiecare persoană să devină un activist în prevenirea violenței față de femei și fete, să mobilizăm actorii cheie în prevenirea violenței, să susținem organizațiile de femei în realizarea activităților de prevenire și eliminarea a violenței,
să consolidăm suportul pentru serviciile și resursele financiare a tuturor actorilor din societate în susținerea și fortificarea sistemului de răspuns prompt la cazurile de violență. Să promovăm femeile și fetele în poziții decizionale, să asigurăm reabilitare economică a supraviețuitoarelor, să promovăm toleranța zero față de violență împotriva femeilor și fetelor și a stereotipurilor de gen în societate. Și pentru final vreau să vă zic că împreună putem schimba destine și trebuie să fim uniți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru acest mesaj încurajator, stimată doamnă secretară de stat. În continuare, ofer cuvântul doamnei Dominica Stoianosca, reprezentantă de țară UN Women, nu înainte de a menționa că UN Women este agenția Organizației Națiunilor Unite dedicată promovării egalității de gen și abilitării femeilor și a fost înființată pentru a intensifica promovarea intereselor femeilor în toată lumea. Dragă Dominica, vă rugăm! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! I have to switch to English, I'm sorry, so I'll wait for a minute. Toată lumea își pune căștile pentru a auzi traducere. În primul rând vreau să mulțumesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Stimate domnule viceministru, am impresia că nu mai este cu noi, dar oricum vă mulțumim foarte mult celor care ne-au primit astăzi aici. Sunt foarte bucuroasă că în acest an noi lansăm campania într-un alt oraș, într-o altă regiune, nu în Chișinău. Am decis să alegem Căușeni și mă bucur foarte mult că am făcut acest lucru, pentru că subiectul acestei campanii este de a recunoaște lucru pe care îl fac și dedicația pe care o au cei care lucrează în serviciile de asistență în domeniul dat. Și orele pe care le dedică zilnic, focusându-se pe ajutorul acestor victime, acestor supraviețuitoare, dar de asemenea trebuie să fim conștienți de faptul că și aceste persoane care lucrează în domeniu au nevoie de susținere. Pentru mine astăzi a fost o vizită foarte scurtă pe la centrele pe care le aveți în regiune, dar sunt deschisă să continuăm discuția. Ceea ce am văzut astăzi ne-a arătat cu câte dedicație lucrează persoanele aici și cu câte provocări se confruntă. Cele 16 zile, această campanie, au o valoare foarte simbolică, de fapt. Și noi începem în fiecare an, pe 25 noiembrie, este ziua în care celebrăm eliminarea violenței împotriva femeilor și 10 decembrie este finalul, când este, de fapt, ziua drepturilor omului. Și ce facem acum? Încercăm să întreprindem eforturi pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor și a fetelor. Pentru că asta, din păcate, afectează întreaga societate și inclusiv dezvoltarea economică a țării. Noi trebuie să facem acest lucru nu doar în aceste 16 zile. Prevenirea și lupta împotriva acestui fenomen trebuie să fie în fiecare zi a fiecărui an. Noi am vorbit despre niște cifre. Ninghina, colega mea, v-a spus despre niște date la nivel global. Ieri abia am primit din partea Organizației Națiunilor Unite și a organizației responsabilă de crimele organizate. Deci 45.000 de femei au fost omorâte în anul 2020-2021 doar din cauza că s-au născut femei. Respectiv, doamna Felice a mai menționat și despre situația în Republica Moldova. Este un fenomen global, nu este o problemă care există doar în Moldova. Statisticile arată una din trei femei peste tot la nivel global. Inclusiv în Republica Moldova, statisticile arată aceleași cifre alarmante. Dar, totuși, în spatele acestui fenomen sunt vieți pierdute. Nu doar acele persoane care au murit
dar cei care au rămas în urmă și au avut de suferit și au rămas cu traume, au rămas cu familii distruse, relații distruse și societăți distruse. Și e important ca noi să înțelegem că acest fenomen este posibil de prevenit. Trebuie să fie decizie politică, dorință, deschidere politică și finanțare. Eu am avut un discurs pregătit, dar nu vreau să-l citesc pentru că sunt persoana care am foarte multe emoții atunci când este vorba de acest subiect și vreau să discut de la om la om cu dumneavoastră. Asta am făcut și în dimineața zilei de astăzi când am vizitat centrele și eu cred cu fermitate că a fost o foarte bună decizie să venim, să vedem ce se întâmplă în teritoriu și să vedem cum dorința politică, care este foarte puternică acum în Republica Moldova, după ce Moldova a demonstrat că este pe această cale și asumă responsabilități, semnând Convenția de la Istanbul, adoptând o legislație refăcută, susținerea pe care o oferă centrelor care sunt gestionate la nivel de stat. Dar totuși mai există foarte multe provocări, crizele economice cu care se confruntă țara, dar și războiul din țara vecină. Noi simțim aceste lucruri, dar în același timp înțelegem că este mai mare nevoie acum ca niciodată de tot mai multe resurse. În acest sens, noi o să încercăm să ne unificăm resursele și comunitatea internațională va susține financiar Republica Moldova. Colegi de la Ambasada Statelor Unite, colegi de la Organizația Internațională a Migrației au venit să discute și să vadă cum putem să ajutăm mai mult țara. Respectiv, noi suntem veniți aici la dumneavoastră ca să înțelegem și necesitățile pe care le aveți și cum putem noi să vă ajutăm și acest mesaj o să-l transmitem înapoi și către Uniunea Europeană. Omorul de femei este și moartea femeilor în Moldova și în Republică și peste tot în lume poate fi prevenită. Deci fenomenul poate fi prevenit dacă serviciile o să funcționeze bine și dacă o să existe mecanisme de referire bune la nivel de țară. Am avut dialog cu diferiți parteneri și cu diferiți furnizori de servicii. Am vorbit despre importanța protocoalelor și cum ele trebuie să fie implementate, care sunt provocările, care sunt responsabilitățile echipelor multidisciplinare. Noi suntem aici ca să vedem care sunt provocările cu care vă confruntați în fiecare zi și să înțelegem cum toți împreună, comunitatea de donatori și guvernul, poate să vă ajute să depășiți crizele cu care vă confruntați. Nu doar pentru oamenii Republicii Moldova, dar și pentru refugiați acest lucru, acesta este important. Astăzi am văzut un flash mob organizat de copii din Ucraina și a fost foarte emoționant. Și noi cred că o să invităm pe acești copii să mai participe și la alte evenimente. Nu știu dacă discursul meu sună foarte bine, dar pentru mine este un discurs foarte emoționant și la sfârșit aș vrea să vă spun că decizia politică există, resurse există, știm cum putem să le mobilizăm și să ne să începem să cooperăm mai bine. De ce avem nevoie este să înțelegem cum putem să întărim serviciile și cum putem să lucrăm mai mult pe prevenție, în școli, cu comunitățile, pentru că este demonstrat la nivel internațional că este prevenibil acest fenomen. Și este important ca noi să continuăm să promovăm aceste valori în comunitățile noastre și să facem un echilibru de putere. Noi trebuie să facem pe băieți și pe fete de la o vârstă fragedă să înțeleagă că ei au oportunități egale și pot să-și decidă viitorul și pot face tot ce doresc să facă, indiferent dacă sunt băiat sau fată. Și noi trebuie să lucrăm pe aceste stereotipuri care încă există în societate despre ce este rolul femei, care este rolul femeii, care este rolul bărbatului și să schimbăm aceste lucruri. Și asta putem să facem, cum am zis, doar împreună. Și sfârșitul discursului meu, stați să mă uit pe foaie dacă mai am ceva important. Deci, am să spun așa, eu vreau să avem o conversație constructivă astăzi, din care noi să înțelegem cum implementarea serviciilor funcționează și care au mai rămas provocările.
și o să mergem și în alte regiuni ca să vedem cum împreună guvernul, comunitatea internațională, comunitatea locală, sectorul societății civile care joacă un rol crucial în procesul de advocacy, în prevenție, dar și în servicii de protecție. Cum putem noi toți deveni mai puternici? Și ultimul punct la care o să mă refer, care este tot important, este accesul la justiție. Rolul oficiului procurorului și a Curții de Justiție trebuie să fie unul cu toată seriozitatea. Am văzut asta și la conferința Coaliției Naționale, care a fost organizată o lună în urmă. Comitetul Grevii a de asemenea menționat acest lucru, că din păcate în colectarea de evidențe încă sunt probleme, faptul cum se procesează acele dovezi, acele evidențe de asemenea încă prezintă probleme. Și vreau să vă zic că aceasta nu este o problemă strictă a Moldovei, este o provocare care este în foarte multe țări și care se perpetuează de mulți, mulți ani. Și noi acum, colectiv, ne așezăm la mese de discuții ca să vedem cum putem preveni, cum putem reacționa și cum putem să-i tragem la răspundere pe cei care au comis aceste crime. Și în legislația Republicii Moldova deja este stipulat că violența împotriva femeilor și fetelor este o crimă. Formele sunt diferite, nu este vorba doar de violență fizică, este și violență economică și violență psihologică, care poate nu are evidențe fizice pe corp, dar până la urmă distrug oamenii din perspectivă psihologică și duc la distrugerea inclusiv a societăților. Nu am planificat să fie așa de lung discursul meu, dar cel puțin el este cumva din inimă, sincer, și abia aștept să colectăm idei astăzi în discuțiile pe care le vom avea împreună și vreau să profităm maximal de acest moment pentru a ne extinde serviciile, pentru a acoperi cât mai multe victime ale violenței domestice. Vă mulțumesc! Mersi mult, Dominica. Într-adevăr, este foarte emoționant când vorbim despre vieți omenești și despre cum noi putem salva împreună acele vieți omenești, în special a femeilor și fetelor. Și întrucât avansăm în această activitate de astăzi, vreau să menționez că organizațiile societății civile, organizațiile feministe, grupurile de inițiativă și rețelele de activiste și activiști joacă un rol critic în prevenirea și combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor. Prin activismul și curajul acestor organizații, vocile femeilor și fetelor sunt auzite, iar mesajele amplificate astfel încât schimbările structurale să devină realitate. Dragă Veronica Teleucă, coordonatoare Coaliția Națională Viață Fără Violență, vă invit cu un cuvânt de salut! Mulțumesc, Neghina, dragi colegi, dragi colegi, bună ziua! Cum a spus și doamna Stoianovska, Dominica, la mine tot speech-ul care era în minte, recunosc, deci mă gândeam cumva pe drum ce am să spun, s-a schimbat, nu mult, dar s-a schimbat, pentru că a fost vizita și la centru și am avut și întâlnirea cu copiii refugiați, cu adolescenții refugiați, care sigur că au transmis în scenă multe trăiri și multe emoții. Vreau să spun mulțumesc doamnei Cristina Munteanu și doamnei Ana Șchiopu pentru că ne-au facilitat, organizat această vizită. Domnul viceprimar nu este, dar probabil o să se transmită mulțumiri și apreciere pentru faptul că a fost foarte deschis să avem această vizită. Eu am să spun un pic despre mine, sunt Veronica Teleucă, sunt coordonatarea Coaliției Naționale Viață Fără Violență și doamna Munteanu, instituția publică pe care o conduce, sunt membri ai Coaliției, iar cu doamna Ana Șchiopu ne cunoaștem de mult și colaborăm de foarte mult timp. Mulțumesc pentru tot efortul care îl faceți și mulțumesc personal ca femeie, tuturor femeilor din sală care sunt aici. Și data viitoare, cred că când avem această întâlnire la Căușeni, aici la opening speech trebuie să fie acele femei care zi de zi lucrează mult și greu.
pentru cum a spus și Duminica, proiecte, bugete, cifre, ele sunt bune, ele sunt date statistice pe care poți construi programe și face finanțări, dar în spate sunt foarte multe vieți omenești, nu doar a fetelor sau a femeilor, dar și a copiilor și a întregii comunități. Pentru că acolo unde există multă violență în familie, multă violență în relație, toată comunitatea este dezorganizată. Pentru că atunci când noi normalizăm, justificăm, găsim motive și noi toate femeile care suntem aici sunt sigură că noi toate am auzit. Mai închide gura și mai taci, așa ți-o trebuit, așa e dacă ești prea mult vorbești, da? Nu-ți știi locul. Din grădiniță lucrurile astea sunt, că ei, mămic, poate el te place dacă te împinge sau te trage de codiță sau îți spune ceva, cred că vrea să atragă atenția asupra lui. Și când am fost acum la centru, mă gândeam la fetițele astea care erau cu alți copii în mână, în brațe. Pentru că violența fizică, domnul viceprimar a povestit cazul ăsta despre copii, despre doi băieței care au trecut prin violență. Un caz care noi nu știm ce s-a întâmplat mai departe în viața adultă a acestor copii. Poate au depus mult efort să nu aibă violență în familia lor. Poate au luat aceleași tipare. Dar mă gândeam la fetițele astea care sunt în centru și noi în coaliție sunt 27 de organizații. Marea majoritate lucrează exact așa cum se lucrează și în instituții. Deci se oferă servicii de urgență, se încearcă pe cât este, cât este posibil după aia să ajute aceste fetițe. Păi dacă fetițele astea nu sunt ajutate cu copii mici, ce o să se întâmple după asta? O să fie foarte multă sărăcie, foarte multă violență, alcoolism posibil, multe consecințe pentru sănătatea mentală. Copiii ăștia o să iasă din sistemul ăsta general, care este favorabil pentru cei care au mult acces la resurse, da? O să fie niște copii defavorizați. O să multiplice această violență mai departe. Și de fapt, chiar dacă fetele astea vin din familii violente și poate nu au avut violență fizică, da? Pentru că asta este partea vizibilă care o vedem de fiecare dată. Aceste fetițe sunt victimele violenței sexuale și psihologice cu siguranță, pentru că nu poate fi o fetiță de 14-15 ani liberă să aibă relații sexuale, deci să aibă maturitatea asta psihologică, da? Să aibă relații sexuale, mai ales cu un adult. Și aici, întorcându-mă înapoi la partea de prevenire, de care a menționat și Duminica, dar și doamna secretară de stat, este o statistică care spune că fiecare dolar care este investit în educație și în prevenire economisește nu știu câți dolari mai departe. Dar dincolo de aceste cifre, noi doar vrem în comunitățile noastre, în familiile noastre, să avem totuși oameni fericiți, oameni liberi, fetiți care își merg la școală, care își aleg o carieră, care pot să călătorească, nu care sunt forțate să aibă grijă de copii pentru că nu și-au dorit ele cu siguranță lucrul ăsta. Noi vrem femei care nu au să se ascundă capul între umeri când o să vină acasă și nu o să-și răsufle adânc înainte de a intra pe poartă. Noi vrem copii care nu o să aștepte acolo în grajd că vine tata și mă va pedepsi, băieței sau fetiță. Noi vrem polițiști care să meargă nu atât de des la cazuri de violență în familie, da? Dar să facă activități comunitare pentru copii, de siguranță la trafic sau oricare ar fi altele. Și multe, multe, multe alte lucruri. Cum am spus și mai devreme, este așa emoționant. Eu personal am oferit și asistență juridică și asistență psihologică, dar de fiecare dată, orice caz de femeie care a trecut prin violență sau trece și noi știm că sunt foarte multe femei care nu spun. Eu sunt sigură că toate femeile din sala asta cunosc direct o femeie care a trecut prin violență, deja ne mai vorbim de specialistele care au oferit servicii. Noi toate cunoaștem fete și femei care au trecut prin violență, fie că am fost martore, fie că sunt din cercul nostru apropiat. Pur și simplu, ori de acum ne resemnăm, de exemplu, o femeie în vârstă, nu de mult îmi povestea, avea 73 de ani și mi-a spus: știți, doamna Veronica, pleacă în Italia la copiii și nepoții ei. Nu vrea să se întoarcă înapoi. Deci ultima oară când a plecat, nu mai vrea să se întoarcă înapoi. Și am spus, păi cum, aici aveți grădină, acasă, că ținea foarte mult la Harman, cum se spune la noi, la sud.
Și să nu mai vreau, toată viața am trecut prin umilință, toată viața am fost bătută, înjosit, am în sfârșit, mă bucur de libertate. Și mi-a fost atât de trist, o viață întreagă femeia asta a avut, nu și-a trăit viața. Acum, la 73 de ani, a început să se bucure de libertate. Acum, dacă lăsăm partea asta mai emotivă, care sunt prioritățile noastre, care ar trebui să fie prioritățile noastre pe termen scurt și mediu. Una ce văd eu, și asta cred că o să am vorbit și cu colegii din coaliție de multe ori, că ar trebui să investim foarte mult în servicii care sunt bazate pe necesitățile fetelor și femeilor directe, dar să investim și dincolo de aceste servicii urgente. Unde merg fetele astea care ies din centru? Urmează niște cursuri vocaționale, au o casă în care pot să trăiască fără să plătească chirie și servicii comunale. Noi acum, din cadrul coaliției, plătim foarte mult pe chirie și pe servicii comunale, pe mâncare, produse alimentare, pentru că nu se descurcă. O femeie care trebuie să închirieze, de exemplu, o casă și are un salariu de 5.000 de lei și are doi copii la întreținere, nu se descurcă, nu poate. Deci, asta este o parte care trebuie să ne gândim împreună cu autoritățile publice, locale, centrale, partenerii de dezvoltare. Ce facem, cum asigurăm noi drumul ăsta spre autonomie, cum încurajăm fetele și femeile, cum le ajutăm? Practic, la modul cel mai practic. Pentru că sunt bune activitățile de instruire, diferite activități de, nu știu, de networking, de comunitare și așa mai departe. Dar în primul rând trebuie să asigurăm un acoperiș deasupra capului, un job, o profesie, niște cursuri, niște bani ca aceste fete să poată să fie în primul rând libere financiar. Și doi, un accent probabil că, de care noi vorbim tot timpul și mult timp și o să vorbim probabil și la anul viitor și încă mulți ani înainte, educația. Păi noi cum facem educația? Educația o facem din școală, din grădiniță, din familie. Atunci trebuie să introducem partea asta cu drepturile egale ale băieților și fetelor, pentru că, într-adevăr, suntem într-o societate unde sunt atribuite fetelor și femeilor niște roluri. Cum ar trebui să fie fata perfectă sau femeia perfectă? Gospodină bună, mamă ideală, poftim? Înainte de căsătorie, da, dar nu din căsătorie, din mic, din fașă, aude lucrurile astea. Și băieții trebuie să fie așa autoritari, dominanți, ei să decidă și să-și rezerve dreptul, da, de a educa în anumite cazuri. Păi educația, trebuie să investim mult în educație, dar în educație autentic, să vedem unde și cum putem interveni, în școală, în grădiniță, educația sexuală reproductivă. Atâta timp vorbim despre educația sexuală reproductivă, obligatorie în școală. Păi noi avem atâtea mame minore și noi nu avem o educație adecvată în școli, în instituțiile de învățământ. Și asta probabil trebuie să punem tot mai mult și mai mult accent. Pe accesul la sisteme, nu doar de justiție, sistemul medical, sistemul social. Femeile care au izbutit să treacă printr-un sistem de justiție medical-social și tot așa mai departe, sunt norocoase. Au avut noroc că au dat de instituția publică și asistenții sociali și psihologii de la Căușeni sau de doamna Ana Șchiopu sau de alte femei sau de alte organizații. Au avut doar noroc că le-au ajutat să treacă prin toate. Noi suntem oameni care avem toate capacitățile, toate abilitățile. Cât de greu este să treci printr-un sistem de justiție sau să mergi la agenții de servicii publice sau, nu știu, este greu, pentru că este, așa se întâmplă, așa funcționează lucrul, mai ales dacă ești vulnerabilă și ești victimă, devine mult mai greu, din varie motive, ca să nu ne oprim acum la toate. Și asta trebuie să lucrăm și pe partea asta, că foarte multe lucruri bune s-au întâmplat, a fost ratificată Convenția de la Istanbul, se lucrează pe partea de elaborarea unei hărți de parcurs. Ei, acum treaba noastră este să facem ca tot ceea ce spunem noi teoretic, convenția asta de la Istanbul, harta, toate politicile, toate strategiile să fie lucrative. Dar pot fi lucrative doar dacă noi le facem lucrative. Și dacă suntem foarte sinceri cu noi, suntem foarte direcți, curajoși, foarte insistenți, să facem lucrurile să meargă. Și sigur că violența este peste tot și asta mă gândeam zilele trecute și de fapt la conferință, că crizele energetice, războaiele, tot ce se întâmplă pe extern, ele se termină. Sperăm să termine cât mai repede războiul care îl avem în țara vecină. Crizele energetice oricum au să treacă, că e firesc să rezolvăm lucrurile.
Și da, paradoxul că violența tot timpul rămâne, ori pe timp de pace, ori pe timp de război, oricum avem violență. Și de asta, ca să nu termin așa pe nota asta pesimistă și lirică, da? Eu cred că noi trebuie fiecare din noi să facem ca aceste politici publice, legi, să lucreze pentru noi, dar ele pot lucra doar dacă noi luăm atitudine. Și atitudinea se începe de la lucru simplu. Atunci când este hărțuită o fată sau o fetiță în public, atunci când avem comentarii misogine în mass media, atunci când se adresează o fată, o ascultăm și o credem, și tot așa și tot așa. Și acest parcurs noi trebuie să-l susținem, noi trebuie să-l facem, nu altcineva. Pentru că sunt fetele și femeile noastre. Și noi suntem țara unde trebuie să ne respectăm fetele și femeile noastre și trebuie să le iubim și să le respectăm. Altfel nu știu cum poate fi. Mulțumesc! Mersi mult, Veronica, pentru această intervenție. Într-adevăr, este foarte dureros să conștientizăm că lucrurile, din păcate, se întâmplă. Din păcate, în continuare, sunt foarte multe persoane care sunt indiferente la situațiile de violență. Din păcate, avem încă impregnat această mentalitate că violența este o activitate privată, deci nu trebuie să ne implicăm, că ulterior am putea noi să suferim din cauza acestei implicări. Dar în contextul în care ai menționat că aici trebuie să avem vorbitoare și acele doamne care, și domni care lucrează în căușeni și care prestează servicii inclusiv în raza raionului, vroiam inițial, înainte ca să începem discuțiile, de fapt, așa cum este planificat și în agenda noastră, să oferim cuvânt sau să audiem prezentarea doamnei Ludmila Mititelu, consultantă principală Direcția Politici de Asigurare a Egalității de Gen din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru a ne prezenta foarte succint despre cum vede Ministerul rolul de coordonare, da, interdisciplinară, multidisciplinară, între ministere, dar și la nivel local, în cadrul instituțiilor prestatoare de servicii, dar și a echipelor multidisciplinare, ceea ce menționase și Dominica, ca ulterior să discutăm foarte punctat pe care ar fi, pe de o parte, provocările cu care ne confruntăm, fiindcă am discutat mai multe deja și am auzit mai multe, care ar fi acele soluții, fiindcă noi nu putem să discutăm doar despre provocări. Este important să discutăm și despre acele soluții. Și în context aș vrea să menționez că în sală avem și femei care au depășit cercul violenței. O să le încurajăm, dacă se simt și simt acest lucru, să vorbească și ele ulterior. De asta, cumva, prin acest mesaj voiam să închidem partea oficială de cuvânt de salut, dar totodată să avem cel puțin o perspectivă, da, globală, națională, din perspectiva instituțiilor statului care sunt responsabile de prevenirea și combaterea violenței și să trecem încet la intervenția locală. Doamna Mititelu, vă rugăm frumos! Stimate doamne, stimați domni, mă bucur că din ce în ce mai mult văd și mai mulți domni și este foarte important ca să fie și ei implicați și să conștientizeze că acest flagel se poate elimina doar uniți, doar cooperând. Și eu astăzi vreau să vă prezint mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie. Mă bucur foarte mult să văd prezenți reprezentanții autorităților locale, poliția, asistența socială, din câte am înțeles,
Și vrem ca această cooperare totuși să fie reală, să nu fie doar pe hârtie sau doar la nivel de discuții. Așa că vreau să vă prezint cadrul general și să vă zic că mecanismul acesta de cooperare intersectorială stabilește procesul de interacțiune între reprezentanții autorităților publice cu competențe în domeniu în vederea instituirii unui sistem intersectorial eficient de cooperare în cazurile de violență în familie. Care este scopul? Scopul acestui mecanism constă în asigurarea protecției, siguranței și realizării drepturilor victimelor violenței în familie și eficientizarea mecanismului de monitorizare a agresorilor familiali și inclusiv la reducerea comportamentului agresiv al acestora. Mergem la obiective. Obiectivele ar fi foarte simple și aici o să vă dați seama că cooperarea e foarte simplă și ușoară. Trebuie să asigurăm o cooperare între instituții. Dar cum? Prin conștientizare, prin transparență, trebuie asigurarea înțelegerii să fie comună și să fie înțeleasă a scopului, a obiectivelor și principiilor asistenței și protecției victimelor violenței în familie. Trebuie să determinăm rolul și responsabilitatea tuturor actorilor implicați în platforma comună de cooperare. Și în ultimul rând, și cred că cel mai important, că ar trebui să îmbunătățim mecanismul de raportare a cazurilor de violență în familie din partea instituțiilor de ordine publică, din partea structurilor teritoriale de asistență socială și referirea victimelor violenței în familie către servicii sau organizații specializate. Iar în cazul în care sunt copii implicați în violență de familie, atunci trebuie să înștiințăm și să anunțăm autoritățile tutelare locale. Aici vedeți o schemă, o organizare instituțională, ca să înțelegeți, la nivel central și la nivel local. Sus este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Acest minister, această autoritate publică, are rolul de a coordona, a monitoriza și a colecta împreună cu sau prin cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, ca mai apoi să trecem la structurile teritoriale, aici cred că o să fiți foarte atenți, prin poliție, prin instanțele de judecată, prin birourile de probațiune și alte servicii sau autorități sau organizații. Cadrul de cooperare intersectorială reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse în vederea identificării și documentării cazurilor de violență în familie, înregistrării cazurilor, evaluării riscurilor de comitere, repetarea actelor de violență în familie, raportării cazurilor de violență în familie, referirii victimelor către serviciile specializate și, e important să ne referim și la agresor, supravegherea executării măsurilor de protecție, inclusiv prin monitorizarea electronică a agresorilor familiali. Avem intervenția multidisciplinară pe cazurile de violență în familie. Aici poliția să fie atentă. Sunăm la 112 în cazurile de urgență. După recepționarea apelului acestui serviciu, intervenția primară a poliției. După aceea, intervențiile specializate, asistența juridică garantată de stat, referirea către serviciile specializate. Avem intervenția multidisciplinară pe cazurile de violență în familie, în cazurile de violență ce nu prezintă un pericol iminent pentru viață și sănătatea victimului. Informarea victimelor trebuie să fie victimelor violenței în familie privind drepturile sale, ca să fie victima totuși informată despre ce drepturi are și unde se poate adresa, raportarea cazului de violență în familie,
referirea către serviciile specializate și implicarea tuturor actorilor responsabili. Ultima etapă este colectarea datelor și monitorizarea mecanismului intersectorial. Avem nivelul local, merge spre nivelul raional prin colectarea datelor, raportarea datelor, apoi prin procesarea și raportarea acestora ca să ajungă la nivel central, generalizarea datelor per sector, raportarea către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, elaborarea raportului anual pe care îl va face Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aici este o schemă a mecanismului de cooperare intersectoriale în cazurile de violență în familie, redată la realitate. Cum ar trebui să fie identificată victima? Unde, cine ar trebui să vină să o ajute? Unde ar trebui sfătuită să meargă să ceară ajutor? Ce drepturi i-ar trebui? Și este o schemă, o schemă, să zic așa, și e foarte interesantă ca să o vedeți, dar cred că și o știți. Așa că eu vă mulțumesc și sper că această cooperare să fie destul de bună în continuare. Mulțumesc. Doamna Ludmila, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Sigur că este un cadru generic referitor la mecanism. Cu siguranță acest mecanism implică în spate, da, foarte multă muncă, foarte multă coordonare, inclusiv capacitare a specialiștilor care lucrează în acest domeniu și, în ținând cont de acest lucru, sigur că pașii următori, așa precum au spus toate antivorbitoarele mele, este ca acest mecanism să fie într-adevăr implementat, iar cei care sunt responsabili de identificarea, dar și investigarea, gestionarea cazurilor în acest sens, să fie pregătiți într-o manieră în care să asigure o protecție necesară, dar și să nu revictimizeze acele victime care intră în sistemul de protecție, de justiție, în sistemul social și beneficiază de acele servicii specializate despre care ați vorbit dumneavoastră. Da, și ca să nu se ajungă la femicid. În acest context, aș vrea mai departe să ofer cuvântul doamnei Ana Șchiopu, directoare executivă ONG-ul Raza Încrederei, după care, cum doriți dumneavoastră și cum vă simțiți mai bine, după care aș dori să o invit și pe doamna Cristina Munteanu, directoare executivă Centrul Maternal Pro Familie din Chișinău, iar ulterior vom audia încă o prezentare din partea doamnei Lilia Scrinic, ofițeră principală al Serviciului Interacțiune Comunitară Căușeni, și vorbim aici, când mă refer la doamna Scrinic, referitor la intervenția poliției în răspunsul coordonat la cazurile de violență împotriva femeilor, dar și în bază de gen. De asemenea, chiar dacă nu avem vorbitori înscriși la moment în agenda noastră, ne dorim foarte mult să ne anunțați dacă vreți să spuneți ceva, vreți să interveniți, și să vă încurajăm să faceți acest lucru absolut pe toți participanții care sunt prezenți astăzi la această masă rotundă. Și în caz dacă aveți o întrebare privată sau considerați că o putem discuta ulterior, colegele noastre sunt aici pentru a prelua întrebările și ulterior să avem discuția așa cum vă simțiți dumneavoastră mai bine. Doamna Șchiopu, vă rugăm. Cum doriți dumneavoastră, așa... M-am aranjat deja, microfonul e aproape. Mulțumesc foarte mult, doamna Neghina, și mulțumesc în genere organizației Ionumen pentru că ați ales localitatea noastră de a lansa campania 16 zile de activism împotriva violenței în familie și ați decis să veniți la noi să ne vedeți și să ne cunoașteți. Vă mulțumim mult și... Vreau să zic că noi, ca localitate, ca raion, cred eu că suntem foarte favorizați față de alte raioane, fiindcă noi avem servicii care unii nu le au. Noi avem un centru maternal care activează de mulți ani și care asistă și victimea violenței în familie. Nu orice raion are asemenea centru. Noi de 5 ani avem un serviciu care se numește Centru de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiari. Sunt doar 4 pe toată Moldova.
Noi avem centre comunitare pentru copii, Centru Grația, Centru Comunitar din Chercăiești, din Ucrainca, din Taraclia. Avem asociații obștești care aduc investiții și care implementează proiecte pe domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Dar tot mai des aud fraza ultimul timp, nu lucrează sistem. Iată, și asta noi o vedem din referirea sau obligarea agresorilor pentru a veni în program. Și când specialiștii aud că, păi uite, avem beneficiari la prevenire, dar agresorii nu am primit, nu au fost obligați și nu este violență în familie, și lumea spune, cum nu este? Uitați-vă peste o casă la mine în sat, peste o casă este violență în familie. Nu lucrează sistem. Ce să facem? Nu lucrează sistem. Parcă ne-am pornit noi când a fost adoptată legea 45, ne-am pornit noi așa entuziasmați, mai ales sectorul asociațiile obștiești, pe atunci eu lucram în centru maternal pro-familia și parcă noi atâtea proiecte am implementat și atât am lucrat cu victimele, ca ele să meargă până la urmă și să obținem ordonanța de protecție, să obținem protecție pentru ele. Astăzi avem ce este. Respect foarte mult colegii din domeniu pentru lucrul care îl fac. Am în vedere și polițiștii, și asistenții sociali, și psihologii, și toți cei care sunt implicați în acest domeniu. Poate fac tot ce pot, poate mai mult decât pot fac, și mai mult decât este posibil. Dar oricum, sistemul nu lucrează. Noi toți înțelegem că numărul de cazuri înregistrate este departe de numărul cazuri reale de violență care există în țara noastră. Asta nu ar însemna că atâtea cazuri doar sunt, că nu este violență în familie. Presupun eu că noi încă nu lucrăm destul de coordonat pe caz. Și destul de organizat. Acțiunile noastre tuturor sunt sporadice. Este un proiect cel în care am lucrat, am acordat asistență, am făcut informarea populației, sensibilizare. Mai este un serviciu care încearcă să supraviețuiască cum poate și alt serviciu. Dar situația este care este. Dacă am făcut eu așa pentru mine o analiză. De ce nu ar merge sistemul? Poate noi nu ne uităm prea adânc la necesități. Haideți să vedem, iată de exemplu, de ce o femeie, victima violenței în familie, rămâne într-o relație toxică mulți ani și nu rupe această relație. Sunt multe pricini, așa? Sau ea este dependentă economic de agresor, este dependentă psihologic, nu are încredere în sine, este frică că nu va putea întreține de una singură copiii dacă rămâne, nu are o profesie, nu are resurse financiare. Atunci de la necesități trebuie să pornim. A spus foarte frumos doamna Veronica despre că ar trebui să avem niște resurse pentru a-i oferi posibilitatea să înveți o profesie. Ar trebui să avem o încăpere unde să-i oferim posibilitatea să stea cu copiii. Hai să zicem că din nevoie, de pentru prima necesitate, este centrul maternal pro familie, așa? Dar nu toate victimele violenței în familie au nevoie de a ieși din casa sa și de a se duce în plasament undeva. Ele au nevoie de susținere, ele au nevoie de sprijin, ele au nevoie de încurajare de a merge de la început până la sfârșit, fiindcă noi cunoaștem foarte multe cazuri când ele se resemnează, ele cedează, ele își retrag cererile din judecată, când a fost încurajată și a făcut cererea și i s-a părut că el s-a schimbat, s-a făcut mai bun și noi cunoaștem asta că ei sunt în luna de miere și ea retrage cererea. Știți ce interesant? Încă dacă ea își retrage cererea, el nu este obligat să vină și în program. Dar doar în program el are posibilitatea să-și schimbe convingerile greșite. Fiindcă eu nu știu, poate Centrul de Drept a Femeilor aveți vreo statistică câte victime
au divorțat, au întrerupt relația sau, și câte au revenit înapoi la acest partener și continuă relația cu el, care treptat iar începe să devină toxică, așa că la început ei o să fie mai bunișori. Pe urmă, dacă nu și-a schimbat convingerile, nu s-a schimbat situația, nici unul n-a învățat lecțiile, nici ea n-a făcut niște schimbări, n-a acceptat niște schimbări, nici el. Este foarte mult probabil că situația o să reînnoiască și noi iarăși o să avem violență în familie. Noi am avut un proiect în care beneficiarele directe au fost femei și fete, victime a violenței în familie, și noi aveam de realizat niște activități de informare în localități. Prima activitate la care noi am mers, nu a venit nicio femeie. Și noi, clar, noi am stat după asta și am analizat ce s-a întâmplat, de ce așa. Noi am schimbat mesajul de invitație la această activitate, dar totuși ne-am dat seama că ele nu vor să vină în localitate, la primărie, fiindcă o să știe tot satul că ea a venit la primărie. Și o să apară întrebarea, dar ce s-a dus Maria la primărie? Dar mai tine combate Ion. Până s-ar aude Ion și Maria e dată la socoteală, așa? Ar fi foarte bine să vină Maria nu acolo la primărie, dar aici în raion. Așa? Și aici să fie un serviciu la care ea poate veni. Dar care este situația la moment? Spuneți-mi, vă rog, cine poate să asiste această femeie când ea are nevoie? Asistentul social, da, eu respect foarte mult și îi admir. Dar ei atâția beneficiari, atâtea categorii de beneficiari au, când ei se acorde atenție destulă acestei femei. La fel și cu polițiștii de sector, sau cum se numește corect funcția. Tot așa în localitate, ei deservesc o mulțime de categorii de persoane și în plus la asta mai deservesc și multe localități, fiindcă știu că și acolo este lipsă de cadre. Și Maria rămâne, nu are unde să se ducă, doar să vină la centru maternal în plasament și acolo să fie asistată. Pe o perioadă, da. Noi atunci așa am pornit cu un entuziasm, un proiect se numea Pasăre Phoenix, așa sugestiv, și noi așa cu un entuziasm am lucrat pe parcursul la un an și ne gândeam, uite așa serviciu ne trebuie, unde să fie măcar un psiholog, un jurist, un asistent social, și aici să vină femeile, să fie un serviciu de zi. Și spre finalul proiectului ne gândeam la durabilitate. Și țineți minte, doamna Iodochia, când am venit și discutam, s-ar putea angaja, ar fi posibil să fie angajat în cadrul direcției asistent socială, să fie un birou, măcar așa, să începem cu asta. Unde să fie un jurist, un asistent social, un psiholog care să lucreze doar cu cazurile de violență în familie, cu femeile și fetele. Și să le ghideze, să le încurajeze, să meargă cu ele de la început până la final. Să fie acest serviciu cu resurse care să le poată oferi, spre exemplu, Maria să vină la Căușeni, dar o să trebuia să plătească pentru drum. Poate ea n-are banii ăștia sau poate ea are și a zis că eu rup din gura copiilor, mai bine rămân acasă și a să le cumpăr copiilor. Să aibă o resursă pentru a rambursa cheltuielile pentru drum, cel puțin, măcar așa. Și când noi ne-am dat seama, dar nu sunt standarde elaborate pentru asemenea serviciu. Și cum să mergem mai departe? Nu putem să mergem mai departe. Dar eu așa văd lucrurile. Atât dumneavoastră ați pus întrebarea așa de, și vă mulțumesc pentru asta, că noi foarte suntem bântuiți în Republica Moldova de stereotipuri, de astea nu scoateți gunoi din casă. Dar eu vreau să-l scot, pentru că atunci cât nu vorbești despre probleme, problemele nu se rezolvă. Eu așa văd lucrurile. Să fie așa un serviciu de zi, unde să fie standarde, unde să fie resurse și unde victima se poate veni liber, ca să nu se teamă că cineva a văzut-o, cineva a urmărit-o din sat, că e poate spune că vine la oraș, la piață, dar să-și rezolve întrebările sale. Eu cred că noi nu putem să avem rezultate bune atâta timp cât noi ne gândim că violența în familie este doar despre fete și femei, doar despre victime. Pentru că fetele tot cu băieți fac familii. Așa? Băieții ăștia toți sunt crescuți de niște mame care au suferit de violență în familie sau care poate și ele până la urmă ca consecința violenței în familie devin și ele agresive față de copiii lor.
Și atunci când este cazul de violență în familie și este pus întrebare să divorțeze sau nu, sau să nu divorțeze, ea începe a cântări. Ce o să facă ea cu 2-3 copii, cât are, și de multe ori se întoarce înapoi în aceeași relație. Și atunci când cu el nu se lucrează, situația nu se schimbă. Este foarte important, mi-am păcutat și eu așa de multe, dădeamă, nu știu ce-i scris la mine pe foaie. Eu m-am gândit la așa o situație. Uitați-vă, noi toți lucrăm. Eu sunt în acest domeniu de vreo 20 și ceva de ani, cred că da. Și nu, noi, ca specialiști care lucrăm cu aceste cazuri, nu prea avem posibilitate să lucrăm la... să ne ajute cineva pentru prevenirea arderii emoționale. Unde noi putem merge ca specialiști? În supervizare. Vreau să vă gândiți și la momentul acesta. Mulțumim. Mersi mult, doamnă Ana. Foarte relevant. Domnul Boroceanu, am văzut că ați ridicat mâna. Dumneavoastră vreți acum spuneți ceva? Da, vă rugăm. Și apoi doamna Cristina și doamna Scrinic. Eu vă spun la toți bună ziua. Sunt Ionul Boroceanu, sunt avocat practician și reprezint Centrul de Drept din Căușeni, inclusiv și fondator al Mișcării Bărbați împotriva Violenței. Deci am hotărât acum să spun. Cei care mă cunosc știu că activitatea mea de bază este avocat practician și îmi cer scuze că am intervenit acum, pentru că la ora 13 în Ghina am o ședință judecată la judecătoria Căușeni și este legat cu violența în familie și nu vreau să o amân, și din aceste considerente am intervenit acum. Vreau să menționez din start pentru organizatori, pentru faptul că au ales să lanseze campania de 16 zile de activism împotriva violenței bazdicien, anume în Căușeni, și pentru cei care nu cunosc, o spun cu lipsa de modestie că anume în Căușeni, în Republica Moldova, la 25 septembrie 2009, eu sunt avocatul care am mers în instanța de judecat și am obținut prima ordonanță de protecție pentru victimele violenței în familie. Anume, din incinta Centrului de Drept din Căușeni, în Moldova au apărut prima ordonanță de protecție. După aceasta, bunele practici și experiența noastră a fost preluată și de alți colegi, și le mulțumesc pe această cale că au găsit posibilitate și au venit la noi, au învățat, au luat acele experiențe și în prezent în Moldova este aplicată, după părerea mea, nu insuficient, dar că este aplicat și victimele pot beneficia de astfel de protecție din partea organelor de drept. Peste o an jumate, tot din incinta Centrului de Drept, prin intermediul inspectorului de poliție Ștefan Vodă, la fel eu fiind avocatul victimei, a fost emis primul ordin de restricție de către polițistul din statul Vișoara, raionul Ștefan Vodă. Colegii din coaliție, colegii practicieni știu despre această experiență și vreau să menționez doar următoarele. Atâta timp cât băieții și fetele nu o să fie implicate la justa valoare și practica mondială arată, organizațiile feministe, fără implicare eficientă și sistemică din timpuri grădiniță, școală, institut de învățământ și societate, doar cu implicarea băieților și bărbaților putem obține acele rezultate pe care le doresc victimele. Ce ține de cooperare și coordonare. Vreau să menționez, și asta pot vorbească, nu eu doar, dar arhivele și documentele care sunt, începând cu judecătoria Ștefan Vodă și anenii noi, acolo, de ce eu menționez asta, a fost posibil de eliberat ordonanța de protecție de instanță judecată doar în urma unei colaborări și parteneriate eficiente. Eu când am mers în instanță, am mers cu asistența socială care a întocmit ancheta socială, primăria a întocmit materialul caracterizant, organul de poliție a luat lămurile detaliate de către participanții la actele de violență și a fost posibil eliberarea acestei ordonanță de protecție, inclusiv și a ordinului. În concluzie, vreau să menționez următoarele. Este salutabil faptul de aceste 16 zile. Este salutabil faptul că noi ne implicăm plenar în aceste 16 zile. Dar să nu uităm că anul are 365. Și atâta timp cât noi nu vom fi atât de activi, cum suntem în cadrul campaniilor,
noi rezultatele scontate nu le-am avea. Încă o afirmare ca avocat practician. Să nu ne stăruim niciodată să luăm vreo decizie în locul victimei. Ea trebuie să fie permanent cu noi, trebuie să avem permanent cunoștința ei de cauză, cu respectarea în totalitate a datelor caracter personal și un aspect de bază este în lanțul violenței, că el nu poate eficient prevenit și combătut, este că încă insuficient este lipsa de coordonare și colaborare la nivel local, la nivel comunitar, pentru că deseori se mai întâmplă transpunerea de responsabilități și pasarea lor, dar vreau să spun în concluzie că noi să nu aud din partea, părerea mea, profesioniștilor, pesimism. Noi trebuie să fim cu un mesaj destul de clar, către comunitate și, în primul rând, către victime. Noi suntem mai puternici, noi trebuie să fim mai uniți și agresorii trebuie să știe din start că orice caz de violență, orice caz de inegalitate de gen va fi documentat, va fi sesizat, va fi investigat și agresorii vor fi penalizați, dar victimele vor fi asistate, protejate și ultimul apel către Fondul ONU pentru Femei. Să știți că s-a menționat și doamna reprezentantă, nu numai la nivel global, dar și Moldova, eu afirm asta din avocat practician, cel mai slab segment în asigurarea asistenței protecției victimelor eficiente este sectorul de justiție. Dacă nu mă credeți pe mine, ridicați datele statistice și vedeți în câte cazuri victimele violenței familiei care au avut nefericirea să fie implicate prin procesele judiciare și de drept, câte din ele au fost asistate eficient de către un avocat responsabil, dedicat și care, într-adevăr, înțelege în profunzime actul de violență în familie. Dacă voi vreți, ca să eficientizăm lucrurile, fac un apel public această cale și sper că Fondul ONU pentru Populație să mă înțeleagă, nu pe mine personal, dar victimele, dați să facem, la nivel de Căușeni, un centru regional ca să fie audiate victimele în condiții prietenoase, în condiții să nu admitem revictimizarea lor și audierea de multe ori, pentru că unul din problemele de bază care victimele nu vor să vorbească, victimele nu vor să depună cereri sau depun cereri și ulterior retrag, anume în urma faptului că ele sunt audiate 2, 3, 4 și mai multe ori. Și atâta timp cât noi nu am înțelege asta, vom rămâne doar la nivel de declarație. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați oferit posibilitatea să mă expun. Vă mulțumesc Fondul ONU pentru Populație că ați găsit posibilitatea și ați venit și ați lansat această campanie la Căușeni. Trebuie să fim uniți, nu declarativ, dar în mod practic, și noi trebuie să fim mai puternici, trebuie să fim mai uniți și victimele sunt în fiecare prestator de servicii să vadă niște oameni de încredere, niște oameni responsabili profesioniști, le vom respecta viața privată, datele cu caracter personal și vom obține acele rezultate pe care le așteaptă victimele. Mulțumesc, succese tuturor și să nu rămânem doar la declarații și la lansări de campanii, dar la acțiuni concrete, 24 din 24, 7 din 7, 365 din 365. Mulțumesc, succes tuturor! Este? Mă auziți? Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Mundeanu Cristina, directorul Instituția Public Centru Maternal Pro Familia din Căușeni. Eu sunt, mă auziți, da? Eu sunt acolo, în cadrul centrului, angajată inițial ca psiholog din 2008, dar din 2018 sunt managera centrului. Știu din rădăcină asistența victimelor violenței în familie, fiindcă am fost chiar și în audierea legală a copiilor abuzați sexual și a victimelor violenței în familie. Am auzit că victimele violenței în familie sunt femei și copii. Am să neg acest lucru, nu doar femei și copii, sunt și bărbați. Sigur, mai puțin, nu știu din ce considerent, poate că nu apelează, poate că stereotipurile că băieții nu plâng, este rușine ca băiatul sau bărbatul să vină și să declare că este victima violenței în familie. De fapt, statistica și cercetările ne demonstrează că cele mai des în Moldova sunt întâlnite cazurile de violență în familie în rândurile femeilor și copiilor. Da, am să dau dreptate.
Dacă să luăm din o cercetare din 2018 până acum, Centrul Maternal a asistat peste 1400 de victime a violenței în familie. Din 2008 până în prezent. Sunt 14 ani. Cred că nu numai noi. 1400 asta doar Centrul Maternal, dar sunt și alte centre, și Chișinău, și Drochea, și altele, Hâncești. Cred că numărul lor depășește cu mult mai mult. Vreau să menționez că un caz de succes în reabilitarea victimei este atunci când este o conlucrare intersectorială, o conlucrare cu toți actorii implicați, atât Direcția Asistență Socială, Asistenții Sociali Comunitari, Inspectoratul de Poliție, Medicina, da? Spitalul Regional, tot implicat împreună. Vreau să zic că, adică și să menționez faptul că noi avem o conlucrare foarte fructuoasă cu Inspectoratul de Poliție încă din 2008. Noi nu avem buton de alarmă la centru. Noi suntem asigurați doar cu un gard care este asigurat tot de Coaliția Viață fără Violență în Familie și vreau să-i mulțumesc foarte mult. Dar poliția exprompt acționează și reacționează la situația de violență în familie, în caz că este în ograda noastră un agresor. Dar cred că ar fi necesar fiecare centru care asistă victimele violenței în familie să aibă un buton de alarmă sau chiar și camerele de supraveghere, fiindcă aici se află atât angajații cât și beneficiarii centrului. Important este să nu lăsăm victima violenței în familie să fie singură cu ea și cu toate problemele ei. Să fie ascultată, auzită, înțeleasă și să nu fie judecată, criticată pentru ceea ce îi se întâmplă, pentru că ea este de una singură și ea are nevoie de ajutor și susținere. Am vrut să dau un exemplu, că am realizat niște activități prin anul, hai să spunem, vreo 3 ani în urmă. În proiectul, pare-mi să doamna Ana la fel era în proiectul ăsta Eu Pot, da? Unde femeile erau în, nu o să numesc localitatea, erau chemate la o activitate despre prevenirea și combaterea violenței în familie, care sunt formele, care este planul de siguranță și așa mai departe. Unde la sfârșitul activității primeau și câte un pachet. Și o întrebam, cum tu ai combătut violența în familie? Era o doamnă deja peste 60 de ani. Păi, sincer să vă spun, el a decedat, a murit. Iată, într-un fel s-a finisat violența. Adică poate că el a avut nevoie de asistență până a deceda persoana, adică fiecare să-și aibă calea lui de viață. Pare puțin așa și cu glumă, dar e destul de serios. Ca să nu avem așa cazuri, cred că este bine să fim acolo cu aceste femei la timpul potrivit. Ca provocări, ceea ce avem acum, la moment, reintegrarea beneficiarilor după plasament. Da? Da, este bine când beneficiarul are resurse externe, fie familia, rudele, familia biologică lărgită, dar sunt beneficiari care nu au pe nimeni. Și atunci când nimeresc în localitate sau, nu știu, la o chirie, adică este mai complicat și este mai greu de ajutat. Iată ce facem noi aici, ca Direcția Asistență Socială, Poliție și așa mai departe. O altă problemă s-a escat acum în ultimii ani. Asistența victimelor violenței în familie care deja sunt dependente de alcool. Noi am avut cazuri, da, sunt mai rare când erau dependenți de alcool și noi am ajutat-o și a ieșit din dependența de alcool. Era și victima violenței în familie, care la moment deja de 14-15 ani nu mai abuzează de alcool, își crește copiii și nu mai suferă de violență în familie, dar este foarte dificil să ofere asistența psihologică victimei atunci când ea este în dependență alcoolică. Este nevoie de dezalcoolizare, tratament, după care
să vină în adăpost și asistență psihologică, socială, juridică, complexă, oferită. Eu vreau să zic că noi avem un management de caz ce ține de asistența victimei violenței în familie, fiindcă la noi, într-adevăr, se conlucrează și poliția, și direcția asistent social, fiindcă asistentul social comunitar, el cunoaște totul despre beneficiară și despre victimă. Și ea este identificată, ea este referită și nu o să mintă nici doamna Golanda, fiindcă, într-adevăr, victimele se identifică, se referă la centrele și serviciile specializate. Probleme sunt multe, dar cred că în comun și împreună noi vom reuși. Vă mulțumesc. Dacă aveți careva întrebări, sugestii. Mersi mult, doamna Scrinic. Eu cred că întrebările le putem lăsa pe mai târziu. Totodată, noi suntem un pic în întârziere cu agenda, dar cu permisiunea dumneavoastră putem să luăm câteva minute mai mult. De asemenea, doar ca anunț, o să avem și o poză de grup, iar în torbele care le-ați primit, aveți și materiale distincte sau pentru ca să facem poza. Mersi. Stimați membri ai Guvernului, am onoarea să vă salut, stimați colegi, sunt reprezentanta Inspectoratului de Poliție Căușeni, mă numesc Lilia Scrinec, sunt ofițer principal în cadrul secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Căușeni. Astăzi am avut și amenirea de a prezenta anume fenomenul violenței în familie, prevenire și combatere acestui fenomen. Să știți, cum a spus și domnul Borocean, 16 zile sunt foarte benefice, este o campanie foarte mare la nivel național, cred și internațional, dar să știți că noi, angajații poliției, suntem 365 de zile în această campanie mare de prevenire și combatere, contracararea fenomenului violenței în familie. Noi, polițiștii de sector, agenții constatatori, sunt acei care permanent nu este zi, vă asigur că nu este zis, nu fie chemare de la 112, de la persoanele care au nevoie și necesită suportul poliției atunci în cazurile de violență în familie. Sigur că noi, poliția, ne bazăm mai mult pe statistică și pe domeniul prevenirii, dar să știți că o să vă demonstrez în prezentarea de astăzi că 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, noi o facem permanent. Eu vorbesc doar din nivel de Inspectoratul de Poliție Căușeni. Noi numai în acest an am avut demarate campanii de informare cu voluntarii noștri din cadrul Liceului Teoretic Ion Creangă, unde copiii voluntari care sunt angajați ca voluntari cu certificate în cadrul inspectoratului, mergem pentru a preveni acest fenomen în instituțiile de învățământ. Să știți că, ca și în toate structurile, polițiștii de sector, avem foarte multe locuri vacante, funcții vacante, ca și în alte structuri migrează angajații și este foarte greu atunci când vin un angajat a poliției, trebuie să meargă la o instruire de 6 luni, vorbesc de un subofițer de sector, unde în cadrul Academiei de Poliție, Centrul Național de ține de informare a angajaților de poliție studiază acest fenomen, prevenire și combaterea violenței în familie. Și vreau să vă spun că sunt și eu un membru acestui centru, pentru că sunt în calitate de formator și permanent deja de 2 ani formez acei angajați de poliție pentru documentarea, prevenirea și contracararea fenomenului violenței în familie. Ce ține de audieri publice progrese, înregistrate și perspective de viitor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Harta interactivă a cazurilor de violență în familie am făcut-o așa, după numărul de cazuri și a contravenției cei ce ține de raionul Căușeni. Noi, raionul Căușeni, putem să spunem că suntem un raion cu o populație bogată, cu cetățeni mulți și mai avem și un specific, suntem în Megeș cu regiunea transnistreană, care este o problemă foarte mare atunci la documentarea cazurilor de violență în familie, când agresorii pleacă în regiunea transnistreană și este foarte greu de depistat. Asta ne dă foarte mari bătăi de cap. Aici, în harta cei ce ține de cazuri de violență în familie, le-am stipulat cu punctișoare roșii, unde au fost înregistrate sesizările, unde au fost documentate cazurile de violență în familie, contravenții în domeniul dat.
Statistica ceea ce ține de contravenții, haideți să spunem puțin, să mă refer la perioada pandemică, să știți că atunci poliția, iarăși de noi, ne-am confruntat cu cazurile când, fiind agresori, fiind caz de violență în familie, ei erau în autoizolare la domiciliu și nu știa poliția ce să facă, cum, în care parte să ducă atât victima cât și agresorul. Dar noi, așa e specific polițienesc, ne deprindem cu toate, încercăm să ieșim din toate cu succes, cu neîncălcarea legislației. Aici merge vorba de contravenții 2019-2020, vedem că este într-un an în creștere, într-un an în descreștere. La moment avem 18 contravenții documentate pe articolul 78 prim, ce ține de domeniul și sfera relațiilor familiare. Și infracțiuni iarăși din nou, dacă în 2019 fiind infracțiuni înregistrate, vorbesc de 10 luni ale anului curent, pază 7 de infracțiuni, anul acesta sunt 28. Dinamica infracțiunii de violență în familie, comisie total, sunt la moment 28 de infracțiuni. Cu părere de rău, o spun că este o situație foarte critică, cred că nu numai în Raion, dar și pe întreaga Republică. Avem două cazuri cu soldate cu deces în sfera relațiilor familiare și asta este foarte, eu cred că este foarte rău. Ceea ce ține de violența în familie este o schemă, așa, un tablou redat la infracțiuni grave, deosebit de grave, cauzarea leziunilor medii, ușoare, neînsemnate. O problemă, vreau să spun, chiar astăzi dimineață vorbind cu șeful, o problemă este abuzul sexual față de menori, față de fete. Nu știu cum să o spunem ca să fie mai clar, avem o creștere foarte mare, nu spun procentul pentru că este foarte, o cifră foarte drastică, sunt undeva la 300% creștere la infracțiuni comise către minori, ceea ce țin de abuzul sexual. Producerea infracțiunilor în bază de gen comise în sfera relațiilor familiare sunt victimele ale infracțiunilor și victimele a contravențiilor. Iarăși, din nou, este o schemă, așa, le-am redat câte infracțiuni, câte contravenții pe procentaj. Să știți că până în anul 2017, polițiștii de sector, nu pot spun că 24 de ori câteodată era prea mult pentru emiterea ordonanței de protecție. Iată, în ajutor ne-a venit ordine de restricție. Sigur că aici când o să merge vorba de ceea ce ține de probleme cu care ne confruntăm, o să avem și noi careva. Asta sunt doleanțele polițiștilor din sector atunci la emiterea ordinului de restricție. Sunt foarte multe blancuri. Să știți că pe parcursul unei chemări 24 de ori putem să avem și 24 de chemări a violenței în familie și când merge vorba de documentare și întocmirea unor acte, este foarte specific pentru că la o chemare se reține 2-3 ore pentru a întocmi toate actele normative. Am spus că ordinul de restricție ne-a venit foarte bine în ajutor atunci când polițistul de sector venind la fața locului aplică în dată acest ordin de restricție, emite acest ordin de restricție și referă victima prin acel fișă de referire către organele competente responsabile de prevenire și combaterea fenomenului violență în familie. Avem eliberarea ordinii de restricție în privința agresorilor familiari 2022, până la moment avem 283, în 2020 am avut 387. Adică am făcut o referință, o statistică de a vedea că adică ordinii de restricție sunt întocmite, sunt emise, dar poate ele poate să fie mai multe, dar câteodată victima nu chiar declară în acel chestionar care este pus la dispoziție și atunci întrebările care sunt puse de polițistul de sector, nu tot timpul victima le spune corect. Și poate asta este și, adică ordin de restricție avem numai 283. Ce ține dinamica ordonanțelor de protecție supravegheate de poliție? Aici, iarăși, din nou, noi, angajații poliției, ne confruntăm, adică discutăm cu colegii noștri din teritoriu și ne confruntăm cu problema la ceea ce ține de cerere sau demersul emis în instanța de judecată la aplicarea ordonanței de protecție. Doar instanța de judecată acceptă cererea și demersul persoanelor victime și nici ca cum nu angajaților poliției care au documentat și care ei sunt constatori, agenți constatatori, care constat că într-adevăr în familia dată este necesitate de a emis ordin de restricție, dar nu tot timpul victimele se deplasează către instanțele judecată, nu tot timpul victimele doresc să depună acele cereri sau demersuri pentru a emite ordonanța de protecție. Doar numai în cazurile când
persoana este în incapacitatea de a se deplasa, atunci deja agentul constatator, polițistul de sector, merge către instanța de judecat. Restul victimilor, adică instanța de judecată, ne le respinge. Asta cred că este o doleanță și o problemă a polițiștilor din teritoriu. Să știți că avem și ordonanțe de protecție încălcate, avem pornite urmărire penală, cei ce ține de încălcare ordonanțelor de protecție, dar sunt mai puține, din an în an, adică încălcare ordonanței de protecție sunt mai puține. La moment avem 33 de ordonanțe de protecție supravegheate, femei, copii, avem ordonanțe de protecție 10-40%, femei, dar să știți că avem și victime bărbați. Avem la evidența nominală, conform ordinului 60, de către polițiștii de sector, agenții constatatori, sunt în dată, atunci când este emis ordin de restricție, în dată se ia la evidență nominală pentru măsuri de prevenire a agresorului. Da. Soții, adică soțiile. Și concubine, adică aici este jumătate la jumătate, avem și concubini, o bună parte sunt concubini. În cazul și copii, da, cazul. Asta este câte un caz, două, dar mai mult sunt concubinele, femeile, adică soțiile sau concubinele. Partenerii de cooperare, avem Inspectoratul General de Poliție care ne pun la dispoziție, diferite dispoziții, ordine. Sigur că în 2021-2022, implementarea conceptului rețeaua de formatori, au fost formați în cadrul inspectoratului nou formatori care au desfășurat ateliere de instruire la nivel regional, teritorial, ceea ce ține de prevenire și combatere violenței în familie. Campanie, fiind campania violența în familie, vrem o viață fără violență, violență fără hotare, fiind demarat de către copiii din cadrul liceului teoretic Ion Creangă. Avem, adică pe parcursul anului avem foarte multe campanii demarate de către angajații inspectoratului, unde mergem în teritoriu, ducem discuții atât cu agresorii cât cu victimele și informarea, sigur, la nivel de cooperare. Dumneavoastră ne-ați spus de mecanismul intersectorial, mi este foarte cunoscut, pentru că în 2014, atunci când a fost emis hotărâri de guvern 270 privind implementarea mecanismului intersectorial de cooperare, referirea copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, păi iată, este cam aceea ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră. Să știți că o bună parte din mecanismul acesta deja polițiștii îl implementează la nivel teritorial. La nivel instituțional avem, adică, problemele care sunt prioritățile, tot ceea ce s-a vorbit. Vreau să spun că avem o conlucrare foarte bună cu specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială, Centrul Maternal Pro Familia, toate centrele care sunt la moment își desfășoară activitatea în raionul Căușeni. Dacă anii precedenți, până la 2016, fiind niște probleme, cât de ce trebuie eu să ies, la să ies asistent social, dar și amui și nu sâmbăt și nu duminic, acum acest stereotip gata, s-a exclus și practic ne înțeleg atât asistent social cât și asistență medical. E sigur că mai este loc încă mult, dar muncim. Dintr-o asta este și... O să vedem mecanismul intersectorial referire la cazul de violență în familie. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Într-adevăr, ați făcut o prezentare exhaustivă despre rolul poliției în sistemul de răspuns coordonat. Desigur că am revăzut și noi foarte multe activități care au fost demarate de comun împreună cu Coaliția Națională Viață Fără Violență, cu Centrul de Drept a Femeilor, cu Ministerul Muncii Protecției Sociale pe dimensiunea instruirii polițiștilor. Am văzut că dumneavoastră ați spus ca prioritate continuarea acestui exercițiu, care este unul extrem de important. Doar trebuie să gândim cum această instruire poate fi organizată într-un model mai sustenabil, nu doar instruire, dar și mentorat, fiindcă ceea ce ați spus dumneavoastră este un progres foarte important, când polițistul nu mai pune la îndoială sâmbătă, duminică, că trebuie să meargă la fața locului. Deci, sigur că aceste lucruri și aceste progrese au fost realizate
în timp și vă mulțumim foarte mult pentru munca dumneavoastră pe care o depuneți. Noi cunoaștem care sunt dificultățile pentru fiecare prestator de serviciu în acest sens și, cum au menționat colegele noastre, nu doar din societatea civilă, dar și colegele care lucrează în domeniul asistenței sociale și prestării de servicii, este nevoie de un program sau programe pentru reabilitare sau asigurarea sănătății mentale și a acelor lucrători din domeniul asistenței sociale, din domeniul poliției, care lucrează în direcția dată. Fiindcă toată povara, cumva povara trebuie împărțită și în acest sens doresc mai departe să continuăm dialogul. Vă rugăm să spuneți cine dorește să intervină cu un gând, cu o reflecție. Am văzut o mână ridicată și doar să ne înțelegem că mai, dacă ne înțelegem, să avem încă 15 minute de discuții, ca cel puțin să trasăm anumite concluzii și după care să continuăm activitatea conform agendei. Aș aprecia foarte mult acest lucru și, desigur, dacă sunt opinii de răspuns la ceea ce ați auzit, doamnă secretară de stat Veronica, Dominica, vă rog la fel să da, în proces de discuții, după ce toți vorbitorii vor vorbi. Dacă îmi permiteți, bună ziua tuturor! Sunt Eudochia Golan, șef adjunct, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Căușeni. Eu aș vorbi și despre mecanismul de cooperare intersectorial. Este foarte binevenit ceea ce s-au referit și colegele mele, deoarece noi anterior am lucrat cu mecanismul de cooperare conform hotărârii Guvern 270, ce ține de violența familiei, adică am lucrat asupra acelui mecanism. Este binevenit că este alt mecanism. Vreau să spun că, într-adevăr, pentru lucru cu victimele este o provocare atunci când în cadrul Direcției Asistență Socială nu avem un serviciu. Anterior era un specialist în problemele șanselor egale. Acum ar fi de dorit să fie un serviciu ca atunci când victima este și în serviciu să fie și un psiholog, și un pedagog, și un jurist, ca să-i poată acorda toate serviciile și ca victima să înțeleagă și să ia o decizie corectă privitor la situația în care se află, ar fi bine de gândit la un serviciu în cadrul direcțiilor de asistență socială. Mai departe aș vrea să vorbesc cu privire la referirea victimilor în serviciile specializate. Astăzi am auzit aici, atunci când victima merge în serviciu, beneficiază de servicii, după care revine iarăși în comunitatea, în familia din care a plecat. Corect, noi, Direcția Asistență Socială, monitorizăm cazul, dar de multe ori se întâmplă că victima, peste o perioadă, iarăși necesită aceleași servicii specializate. De aceea aici ar fi bine să ne gândim ca să fie iarăși o continuitate, ceva pentru aceste victime ca să nu se mai întoarcă la situația din care le-am referit către servicii și să nu se repete problema la care au fost. Și ultima ce aș vrea să spun, că de multe ori ne întâlnim cu faptul că atunci când raportăm cazurile de violență, este o diferență între numărul prezentat de Direcția Asistență Socială, de medicină și de poliție. Iată și aici, poate este necesar un raport unic pentru toate structurile, că atunci să nu nimerim în situația când nu coincid datele între același raion prezentate de toate trei structuri. Da, vă mulțumesc! Vă mulțumim mult. Sunt planuri pentru a dezvolta un mecanism unificat, dar nu o să mă refer astăzi la el, fiindcă durează mult. Aș vrea să auzim din sală toate propunerile.
Da, vreau. Da. Deci, one, two, Da, se aude. Căldărova Lubov, șefa direcției ocuparea forței de muncă. Sunt impresionată de prezența tuturor astăzi la această masă rotundă, fiindcă numai datorită faptului că ne vom putea întâlni din diferite sfere, diferiți actori, am putea să rezolvăm problema de violență în familie. Direcția ocuparea forței de muncă este pregătită pentru a deservi persoanele care sunt afectate de problema violenței în familie și ne interesează, mă interesează mecanismul de referire și mecanismul de cooperare între diferiți actori care ar putea colabora pe viitor. Din momentul, mi-a apărut întrebarea că din momentul când persoana beneficiare care au ieșit de acum din sectorul de plasament, ei revin iarăși înapoi acasă, dar dacă am putea prin sistemul de referire imediat să putem colabora cu aceste persoane, neavând o profesie sau neavând un loc de muncă, noi putem ca să le oferim consultații, să le oferim informații despre piața muncii, despre ocuparea conform profesiei sau necesităților pe care o are. Deci sper ca în continuare noi să putem să colaborăm cu diferite instituții care se ocupă de violența în familie prin sistemul de referire. Doamna Căldărova, vă mulțumim foarte mult. De fapt, acum suntem în derulare la un program pilot de dezvoltare a 5 programe de abilitare economică a femeilor victime supraviețuitoare a violenței în bază de gen în 5 raioane. De curând a fost organizată și o vizită de studiu în România. În contextul dat, vom prezenta acele programe pe data de 7 decembrie la Chișinău, cu participarea Ministerului de Resort, dar și altor actori relevanți în acest sens. Și probabil o să vorbim cu Centrul de Drept a Femeilor să vă lanseze și dumneavoastră această invitație, cel puțin să participați, să ascultați, fiindcă sunt modele foarte interesante, sunt propuneri de soluții venite de la nivel local, care pot fi replicate ulterior și susținute. Mersi mult. Avem aici încă două solicitări. Natalia, dacă poți la microfon aici, da? Bună ziua tuturor! Natalia Plugaru, sunt de la Agenția ONU, UNFP, Fondul ONU pentru Populație. Mă bucur și eu să fiu aici la Căușeni, pentru că noi la fel lucrăm cu mulți parteneri de foarte mulți ani pe subiectul prevenirii violenței în bază de gen, inclusiv cu programele pentru agresori. În primul rând, vreau să felicit toți cei care sunt astăzi, pentru că depuneți o muncă enormă în lupta contra violenței, susținerea victimilor violenței. Nu este un lucru ușor, este un lucru 24 de ore, 7 zile în săptămână, este mai mult decât o profesie, este o dedicație, de aceea simt așa o forță în această sală și suntem în continuare dedicați ca și agenții ONU să susținem partenerii care lucrează în acest sector. Am vrut să punctez scurt trei aspecte care cumva au reușit din discuțiile care au fost aici. Primul aspect ce ține de managementul de caz și unificarea sau crearea acelor centre comune în care victimele violenței domestice să primească tot serviciul integrat. Eu cred că asta pe parcursul ultimilor ani reiese tot mai mult din toate discuțiile, programele care se implementează, pentru că lucrul multisectorial el funcționează, referirea se face și fiecare sector face foarte bine partea lui de intervenție și cred că deja putem gradual să discutăm și despre posibilitatea creierii acelor servicii unificate, unde
femeile, fetele să-și obțină toate serviciile într-un singur loc, fără să fie nevoite să meargă la diferite instituții, să-și povestească povestea de foarte multe ori și de fiecare dată să se revictimizeze. De aceea noi cu siguranță suntem alături ca să vedem cum putem îmbunătăți și acest aspect, managementul de caz și unificarea serviciilor în niște servicii care pot fi accesate într-un singur loc. Al doilea aspect care am vrut să abordez este prevenirea. Noi discutăm despre prevenire foarte mult, dar trebuie să recunoaștem faptul că toate activitățile pe care inclusiv și noi și toți le susținem sporadic, ele nu o să aducă schimbarea pe care o vrem, atâta timp cât nu o să intervenim în curricula în școli și în grădinițe. Noi putem să facem activități de informare a tinerilor, a copiilor, dar atâta timp cât nu va fi ca partea curriculei obligatorii programe care să abordeze normele patriarhale, normele de gen, în care manualele să fie revăzute, nu doar manuale care să fie dedicate pe aceste subiecte, dar toate manualele de biologie, de matematică, unde se promovează în continuare toate stereotipurile, eu cred că noi o să rămânem în acest cer vicios. Și sistemul educației nu este unul simplu și ușor, trebuie să recunoaștem, este unul destul de rigid, deci e nevoie de toți cei care lucrează pe acest subiect de violență împotriva fetelor și femeilor să facem o forță comună ca să cumva să reușim să deschidem porțile sistemului educațional, ca să intervenim de la vârstă fragedă, da? Ca să putem să intervenim și în grădinițe, și în școli și să fie niște programe permanente, pentru că doar atunci schimbarea de valori, de norme poate să fie efectuată. Și un ultim aspect, lucru cu agresorii, lucru cu bărbații. Într-adevăr, noi trebuie să recunoaștem că există și analize, studii, dovezi care spun că atâta timp când nu vom interveni și nu vom investi și în lucru cu agresorii, cercul rămâne la fel închis, pentru că ei sunt partea societății, ei rămân acolo, ei se căsătoresc, devin parteneri altor femei și violența continuă. De aceea, noi ca Fondul ONU pentru Populații cu siguranță vom continua să investim în programele pentru agresori. Există practici bune în alte țări care demonstrează că funcționează și urmează doar să vedem cum continuăm să le implementăm în Republica Moldova. Mersi mult! Mersi mult, Natalia. Înainte de a-i oferi cuvânt Ersiliei din cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație, Veronica, tu aveai un comentariu și... Da, foarte repede, ca să nu... Deci, eu aveam, de fapt, mai și câteva întrebări și câteva comentarii. Un comentariu cu supervizarea și intervizarea care doamna Ana a menționat. Noi am avut câteva programe de instruire cu componenta de intervizare și supervizare și acum tot mai des se pomenește, mai ales pe cazurile de abuz sexual față de copii, față de fete. Probabil, cred că o să ne întoarcem toți împreună și să dezvoltăm acest program de supervizare și intervizare între specialiști, și care include și componenta de ardere psihoemoțională, că acum a fost tot și este componenta de ardere psihoemoțională și la specialiști, și la polițiști, și la asistenți sociali, pentru că se muncește mult, fluctuația mare de cadre, cu salarii mici, cu toate problemele care sunt, cu nu știu câte categorii, nu știu câte asistentați sociali, îmi pare că are peste 11 categorii de persoane care le deservește, nu știu câte comunități. Asta e unul. Și doi, cu creșterea numărului de abuzuri sexuale, pentru mine cumva întrebarea este, dincolo de cifre, de ce se întâmplă, care este analitica, de ce este o creștere atât de mare. Noi știm că am fost o creștere în pandemie, dacă se menține această constantă, de ce este și această creștere? Asta nu neapărat că acum să răspunde, asta pentru mine cumva mi-am notat. Pe lângă ceea ce s-a spus despre prevenire, despre servicii specializate, că este necesar, curricula școlară, practic toți vorbitorii și toate vorbitoarele au spus că sunt necesare programe de împuternicire și autonomie a fetelor și femeilor după plasament. Cumva, totuși, focusul nostru sunt fetele și femeile, copiii,
Deci creăm programe pentru agresori, creăm centre, creăm multe, multe alte lucruri, investim în educație și în prevenire și în... Deci toate lucrurile trebuie făcute. Dar totuși focusul rămân fetele și femeile. În momentul în care o fetiță care are 14 ani, un copil, iese din plasament și nu are unde să se duce, noi trebuie să ne întrebăm cine este violatorul acestei fetițe? Ce s-a întâmplat cu el după când s-a întâmplat acest caz? Cum ea se întreține mai departe? Dacă în familie este biologic, este mult alcoolism, dezorganizare și așa mai departe. Unde ea o să trăiască? Pe ce o să trăiască? Are ea capacitatea și maturitatea să întrețină acest copil și să urmeze școala mai departe? Pentru că dacă noi nu o să investim în această fetiță, ea va fi victimă cu siguranță și copilul ei tot. Deci asta trebuie să fie focusul în primul rând. În cazul dat. Eu vorbesc acum de ceea ce am văzut și vedem la centre, pentru că ceea ce este la Căușeni se întâmplă în toate centrele din țară. În oricare nu te-ai duci, noi avem minimum 4-5 cazuri de fetițe minore, 14-15 ani, cu copii. Asta care ajung în atenția centrelor unde, cum a spus și doamna Lilia, se lucrează foarte bine cu echipa multidisciplinară și polițiștii își fac treaba așa ca la carte. Păi ce facem noi cu fetele astea după asta? Deci partea asta de reabilitare după plasament, serviciile specializate, da, că asta este o prevedere care noi le știm, trebuie să fie. Păi ce facem mai departe cu aceste fetițe? Practic, cum le ajutăm? Aceste femei, cum le ajutăm practic? Cum plătim lemne, de exemplu, să-și încălzească casa? Să cumpere mâncare? Are un copil mic, ea nu poate, dacă are doi copii mici, nu poate din și din casă. Despre care școală noi vorbim? Și tot așa, și tot așa. Deci aici cumva trebuie să mergem partea asta la oamenii care sunt cei mai afectați. La femeile și fetele, în primul rând, ele sunt cele mai afectate. Mai ales dacă sunt multiple vulnerabilități. Asta așa, un comentariu. Mulțumesc! Da, vorbeam că este doamna Ersilia de la Organizația Internațională pentru Migrație cu Intervenție și după care o să oferim cuvântul doamnei Pruteanu să vorbească. Yes. Hi everyone. I'm sorry my Romanian is extremely poor, so I'll give the time to put the headphone. Yeah. Okay. Sunt extrem de bucuroasă să mă aflu aici și să văd o participare atât de largă. OIM oferă sprijin de mai mulți ani pentru inclusiv organizații din Cahul și sunt extrem de surprinsă pozitiv de femeile, forța lor și contribuția lor. În afară de aceasta vreau să menționez două lucruri. Primul, atunci când vorbim despre abordarea cauzelor de bază care duc la violență în baza genului, trebuie să mergem mai departe decât educația. Trebuie să abordăm și alți factori, cum ar fi, spre exemplu, contextul în care trăim, inclusiv situația economică precară a mai multor familii, fiindcă de multe ori atunci când se pierde locul de muncă, sărăcia, acest stres duce la violență. Așa că atunci când vorbim despre violență în baza de gen, trebuie să ținem cont de faptul că aceasta este un aspect multisectorial, care este mult mai vast decât doar educația și informarea. Acesta este un lucru la care trebuie să ne gândim atunci când planificăm asistența socială, când planificăm serviciile. Noi trebuie să punem accent și pe condițiile de trai. De asemenea, aveam și un alt factor de stres, cum ar fi, spre exemplu, războiul din Ucraina. Avem un grup mare de populație strămutată. Moldova a arătat un nivel excepțional de deschidere pentru a primi refugiați din Ucraina. Acest lucru este lăudabil, dar în același timp acesta presupune un efort enorm și foarte multă muncă. Țin minte că eram în Cahul, un asistent social ne spunea
că acoperă un domeniu și este responsabil de circa 2000 de persoane, ceea ce este un număr extrem de mare pentru un singur lucrător, un singur asistent social. Și stresul, nivelul de stres la care este supus acești specialiști, cum ar fi, spre exemplu, asistenții sociali sau ofițeri de poliție, este foarte înalt și nu este suficient să le organizăm doar anumite sesiuni de instruire cum să previi arderea la locul de muncă. Deci trebuie să fim foarte conștienți de faptul că aceste condiții ar putea crește nivelul de violență, în special pe perioada de iarnă, când vulnerabilitatea lor și mai mult crește. Un alt aspect, trebuie să vedem violența în bază de gen nu doar ca și o crimă, dar și ca un instrument care generează alte tipuri de crime, cum ar fi, spre exemplu, traficul de ființe umane. În Moldova, foarte multe victime care au devenit victime ale exploatării prin ale exploatării sexuale. Deci, în acest caz, violența în bază de gen este utilizat ca un instrument pentru a ține acele victime în sclavie sexuală, spre exemplu. În acest motiv, abordarea fenomenului violenței în bază de gen nu trebuie să fie cu un accent prea îngust, fiindcă este o problemă multisectorială și în acest motiv este extrem de important să lucrăm în cooperare. Vă mulțumesc mult încă o dată, sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici și felicitări încă o dată tuturor. Schersilia, într-adevăr, ați punctat foarte bine anumite legături dintre diferite tipuri de infracțiune și cu siguranță trebuie să cooperăm în continuare pe toate dimensiunile în acest sens și acum, așa precum am discutat, o invit pe Prutea Natalia, supraviețuitoare. Mă numesc Natalia, am fost beneficiar la centru maternal și am fost victima violenței, am la întreținere, mă scuzați că am emoții, am la întreținere 5 copii și sunt foarte, foarte mulțumită de serviciul centrului, la toți lucrătorii care mi-au acordat servicii psihologice, juridice, care am obținut 2 ori ordonanță de protecție. Și sunt, la moment sunt, mă simt mai puternică și mai independentă. Și sunt în siguranță, în primul rând, eu și copiii mei. Și eu socot că e bine venit așa feluri de centru, că sunt unele femei că nu pot să adreseze la poliție să povestească unele momente, ca să deschidă de problema dată să discute. Dar la centru este, nu știu, ca un fel de familie, nu știu, eu așa am mare plăcere ca de centru, de fiecare dată când mă adresez la doamna Cristina, ca Munteanu, și e de fiecare dată are... Da, la soluții la toate problemele care apare. Vă mulțumesc. Mersi mult! Este pentru prima dată pentru ea, adică să vorbească, să exteriorizeze. Mai sunt probleme, adică el abuzator, măcar că ea este în divorț, deja depășit, dar el în continuu o amenință și cuvinte necenzurate și mai sunt. Dar ea este susținută și până în prezent. Eu mă bucur pentru ea că a găsit toate resursele și este o persoană puternică și curajoasă. Și copiii ei, la fel, sunt foarte bravi, cu succese și reușite. Cred că acestea sunt persoanele cele mai dragi pentru ea, care o face să lupte în continuare. Și pentru asta, felicitări, Natalia! Mersi mult! Succese mari! Mersi mult, Cristina. Eu cred că... Eu vreau să-i spun, Natalia, că tu nu ești singură. Da.
și să ofer cuvântul Iuliei și apoi doamnei Ana Șchiopu. Bună ziua tuturor! Eu sunt Iulia Macarenco, Coaliția Națională Viață Violență. Dar dacă îmi permiteți, am să vorbesc acum ca femeie și ca activistă pentru drepturile femeilor. O chestie un pic mai conceptuală, probabil, foarte generală. Dar vreau să aud că organizațiile feministe și organizațiile de femei și mișcare feministă să se concentreze pe femei și pe împuternicirea femeilor. Indubitabil trebuie de lucrat cu toți, cu băieții, cu copiii, nu, cu băieții, tinerii. Dar atunci când prietenele mele, colegele mele, femeile pe care le știu, iesă din relații toxice și relații violente, eu văd femei alături care le susțin și care le ajută. Atunci când eu am ieșit din relație toxică, mi-a luat 3 ani de resurse foarte multe pentru terapie și de resurse care au fost investite în mine, în educație și în tot ce era nevoie pentru ca eu să pot să fac asta. Eu aș vrea aceste resurse să fie investite în femei în primul rând. Și astăzi, în cadrul campaniei, vreau să fie vorbit despre femei, vreau să fie arătate exemple despre aceste femei. Și serviciile, închinăciunile la toți colegii și colegile care lucrează în servicii, eu asta aș vrea să aud. Și atâta timp cât noi asta vom face, eu cred că bărbații o să tragă și ei în lupta asta. Mersi. Eu când mă pregăteam, mi-a scăpat un moment și așa de tare am fost fericit când am auzit despre asta la doamna Natalia, despre curicula școlară și despre implicarea în aceasta. Noi avem beneficiari care ne spun că de toate învățăm în școală, și matematică, și fizică, și chimie, dar nu ne învață nimeni cum să construim o relație de cuplu armonioasă. Plus la asta, la aspectul prevenirea violenței în familie, mai am o propunere și repet și accentuez, vorbesc despre prevenire. Mă refer la medierea relațiilor. Am avut iarăși beneficiar care ne-a spus, care a venit cu ordonanță de protecție și el ne spune, unde erați voi 2 ani în urmă, când noi atâta ne certam și eram gata amândoi de mânuță să venim la cineva să ne învețe, să ne spună ce noi nu facem corect și cum să mergem mai departe. Nu i-a ajutat nimeni și au ajuns la violență. Cred că medierea relațiilor ca prevenire ar fi o soluție. Mulțumim. Doamna Ana, vă mulțumim foarte mult. Aici vreau să menționez că am dezvoltat împreună cu centrul de la stradă, Centrul Internațional la stradă, cursul relației armonioase în cuplu. Este un curs care vine în tocmai să răspundă la cele întrebări și să vorbească deschis despre subiectele tabu. Sigur că este nevoie ca acest curs să fie unul obligatoriu, la moment este unul opțional și aici sunt sigură că suntem mai mulți actori care ar putea să facă mai mult pledoarie pentru că acest curs să devină unul obligatoriu pentru toți tinerii și copiii în aceeași măsură, fiindcă acest lucru este extrem de important. Și este un alt anunț care vreau să-l fac în acest context, dar tot vorbim despre relația de cuplu. În cadrul programului EU for Gender, care este implementat de către UN Women și UNFPA la nivel regional, inclusiv în Republica Moldova, a fost dezvoltat platforma Cuplu MD, inclusiv un ghid pentru relația de cuplu și este foarte important ca toți cei care sunt interesați să-l acceseze, fiindcă este un ghid foarte interesant, extrem de relevant și include elemente care vin să ajute relația până la căsătorie. Exact despre ceea ce spuneați dumneavoastră, fiindcă se ajunge la o situație când doi tineri se întâlnesc, încep o relație și peste un an, doi devin străini. În aceeași casă și în aceeași familie. Deci sunt foarte multe lucruri care putem să le facem împreună cu siguranță, dar cumva consider că
lipsește elementul ăsta de cum noi canalizăm informarea, da? Deci sunt foarte multe ghiduri, sunt foarte multe produse, inclusiv dezvoltate de către societatea civilă, de către instituțiile statului. Iată, aș vrea să reflectăm inclusiv asupra acestui subiect, da? Deci, pe de o parte să ne coordonăm mai bine, pe de altă parte să identificăm acele canale de informare care ar fi accesibile pentru toți lucrătorii în domeniu, în primul rând pentru lucrători și ulterior pentru cei care vin în susținerea și dezvoltarea mesajelor, dar și politicilor în domeniul de referință. Aș vrea să întreb dacă mai sunt și alte întrebări din sală sau propuneri, sugestii cu privire la tot ceea ce am discutat astăzi în acest eveniment de lansare a campaniei 16 zile de activism. Dacă nu, atunci eu aș vrea să vă anunț că la sfârșitul acestei sesiuni de discuții vom avea o fotografie de grup, dar nu înainte de aceasta, ca să-i ofer cuvânt Dominicăi, Veronicăi, poate pentru câteva elemente finale de concluzie. Cristina, dumneavoastră, ați vrut ceva să spuneți la fel? Ok, înseamnă că vorbiți dumneavoastră și o să rog și pe Dominica și sumarizăm. Mersi. Eu ne spus sunt bucuroasă că această campanie a fost lansată chiar la Căușeni. Cred că asta trebuie încă în 2008, când au fost primele ordonanțe de protecție. Dar mai bine mai târziu decât deloc. Și suntem onorați, fiindcă nu mâna ne-a ales pe noi Căușeni. Și eu vreau să menționez faptul că noi într-adevăr când lucrăm, adică și noi și poliția și direcția asistență socială, sigur că este loc de mai bine, dar vreau să mulțumesc pe această cale și să ne urăm nou succes și putere și răbdare, fiindcă nu avem niște cazuri ușoare, sunt destul de dificile, unde este nevoie de empatie, de energie cu mult mai multă și multă sănătate. Cred că asta ne dorim nouă tuturor. Mulțumesc! I'm sorry now, back with the headphones. Să vă puneți căștile pentru a auzi traducerea. Înainte să trec la concluzii, aș vrea de asemenea să mulțumesc ambasada Suediei care a susținut campania în mare măsură. Ei nu au putut să vină aici astăzi pentru că au mai multe evenimente care se întâmplă în Chișinău și mai sunt și niște ședințe urgențe și eu am să încerc să fac un sumar. Vreau să vă spun că mi-am făcut atâtea notițe, mi-am umplut carnetul și nu știu dacă o să pot face un sumar bun la tot ce s-a spus. Și dacă scăp ceva, vreau să vă rog pe voi să ridicați mâna și să mai spuneți ce am scăpat. Deci vreau să încep prin trei lucruri pozitive. În primul rând, ce s-a menționat este că noi am venit la Căușeni și am descoperit un loc foarte bun. După cum au spus cineva din vorbitori, dumneavoastră sunteți într-o poziție mai bună pentru că aveți mai multe servicii disponibile, servicii de consiliere pentru infractori de asemenea, ceea ce nu este în alte părți și noi ne bucurăm foarte mult să știm, să aflăm despre cazuri de susținere a acelor persoane care au trecut prin violență și care au reușit cu ajutorul centrelor și a angajaților de acolo să iasă din cercul vicios al violenței. Noi vedem că foarte multe lucruri pozitive se întâmplă. Este o abordare de succes care se aplică deja. De asemenea, am vorbit despre câteva cazuri atunci când prima ordonanță a fost făcută în regiune și toate aceste practici pozitive ne dau încredere și ne fac să ne gândim la câteva aspecte și când zic de noi,
mă gândesc la noi toți cei care reprezentăm sectorul ONG, guvernul, sectorul partenerilor și, și cei din parteneri internaționali, dar și guvernul local. Sunt o serie de lucruri care trebuie să fie implementate și am să fac un sumar în funcție de priorități. Deci serviciile de urgență, am vorbit despre asta, deci serviciile de urgență și aplicarea protocolului intersectorial este foarte necesar, dar aici sunt mai multe provocări. Provocări legate de lipsa profesioniștilor din domeniu. Nu sunt de ajunși asistenți sociali și știm că asistenții sociali care există, ei trebuie să acopere atâtea servicii pe care le oferă comunităților în care trăiesc, încât nu le mai ajunge timp pentru altceva. Respectiv, trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că în sistemul de referire, asta poate avea un impact direct asupra cazului. Noi, de asemenea, vedem că este o reacție foarte bună din partea poliției. Chiar și deci acele ordonanțe care au fost făcute. Dar noi, de asemenea, vedem și creșterea numărului de cazuri de violență, abuz sexual împotriva copiilor, minorilor. Respectiv, aici trebuie să vedem cum facem față acestor provocări. În primul rând, toată lumea a fost de acord că este nevoie să ne concentrăm mai mult pe prevenție și nu este vorba doar de educație, dar și să mergem până la rădăcina problemei și să înțelegem de ce continuă violența să fie perpetuată. Evident, țara este în stres economic, în stres legat de războiul de alături și asta oricum are impact. Probabilitatea ca în situații de crize de așa fel să crească nivelul de violență este ceva care se întâmplă peste tot în lume. După care mai este și fenomenul anotimpului. În perioada de iarnă lucrurile se agravează pentru că oamenii stau mai grămăjoară. Mai este și problema legată de stigma. Stigma este cea care predomină încă în societate. Foarte mulți oameni nu vor să scoată informația din casă, cum ați spus și dumneavoastră. Respectiv, aici sunt niște norme sociale asupra cărora noi trebuie să lucrăm. Da, educarea comunității este importantă, dar trebuie să începem, cum am zis, de la rădăcină. Sunt multe practici bune pe prevenție, dar noi trebuie să colectăm acele idei care ar funcționa la nivelul țării dumneavoastră. Am fost deja în mai multe discuții despre instituționalizarea unor practici și despre sistemul educațional. Și aici vorbim de educarea copiilor de la vârsta de grădiniță, despre egalitatea de oportunități și asta va ajuta să scăpăm de stereotipuri treptat. Dar asta nu este de ajuns. Ceea ce se predă în școli este una, dar ceea ce se vorbește în casă și ce văd copiii în familie este altceva. Iată de ce trebuie să lucrăm și cu familiile. De asemenea, mai multe practici pozitive au fost menționate pentru prevenție, dar după această ședință, pentru a nu lua prea mult timp în ședință, o să mai avem niște discuții despre ce exact putem noi să mai facem cu toți actorii relevanți implicați în domeniu. Dacă e să vorbim despre furnizarea serviciilor, ceea ce este necesar și este apreciat este centrul centrat, deci este abordarea centrată pe supraviețuitoare și anume deci să protejăm victimele ca să nu fie revictimizate, respectiv atunci când femeile iese din aceste centre de protecție, unde merg ele? Înapoi la infractor? Noi trebuie să vedem care sunt cele mai bune practici care pot fi aplicate și în Republica Moldova pentru a soluționa această situație. Chiar și bunele practici de la dumneavoastră, dacă ați văzut că ceva funcționează, trebuie să fie diseminat la nivel de țară, ca și alte regiuni să preia exemplul dumneavoastră. Sistemul justiției a fost menționat în discuțiile de azi. O problemă mare aici, atunci când vorbim de accesul la justiție, este câte totuși dintre victime sunt susținute de
avocați care, de fapt, au fost instruiți anume să, pentru a ști cum să se comporte cu victimele violenței domestice. Pentru că aici vorbim și de probleme de sănătate mentală și de alte aspecte. Ei trebuie să fie instruiți. Dacă e să vorbim de infractori, s-a menționat că este nevoie ca lucrul cu ei să fie fortificat, pentru că dacă ei nu o să meargă în consiliere și nu o să înțeleagă acțiunile, gravitatea acțiunilor care au fost comise de ei, ei au toate șansele să revină la aceleași obișnuințe. Și asta trebuie să fie parte a sistemului de referire, dar trebuie să vedem în ce format și cum va fi monitorizat asta. Deci trebuie să mai coordonăm aici activitățile. În același timp, dumneavoastră trebuie să fiți conștienți de faptul că deseori femeile trebuie să plece de acasă cu copii, respectiv serviciile ar trebui să aibă oportunitatea de a le găzdui cu copii, pentru că încă nu este legislația în totalitate modificată pentru a asigura ca infractorul să fie scos fizic din casă. În sistemul de referire, întrebarea care ține de modele a abilitărilor economice, de asemenea, rămâne o întrebare. Eu cred că am vorbit despre aceste aspecte, inclusiv de serviciile de urgență. Încă un element, violența bazată pe gen nu este o crimă izolată. Deseori, în timpuri de criză, aceste activități, aceste crime merg mână în mână cu alte crime, cum sunt, de exemplu, traficul de ființe umane. Și dacă aceste persoane, dacă aceste femei cu copii deseori ajung în mâinile traficanților, asta este un risc sporit. Și aici sunt mai multe mecanisme deja puse în practică, dar trebuie să vedem cum coordonăm activitățile noastre ca să ne asigurăm că totul funcționează bine. Și ultimul punct, care nu ține de serviciile de urgență, dar ține de altceva. Cum să ajutăm femeile să iasă din acest ciclu prin care ele intră în sistem, primesc asistență și ulterior se întorc în același mediu plin de violență și plin de riscuri. Aici este foarte important să ne gândim la perspectivele femeilor. Noi am văzut situații cu fete care sunt încă copii minori și au deja bebeluși. Și atunci, aici apar mult mai multe întrebări. Ce se întâmplă cu viitorul acelei fete? Ce fel de educație primește ea, având deja copii? Ce putem face pentru ele, având în vedere că ele sunt femei care sunt din start economic dependente de un potențial agresor? Și atunci, pentru a rupe cercul violenței, trebuie să ajutăm în primul rând aceste fete. Și trebuie să vedem, s-a menționat de fapt despre mai multe programe, mai multe modele de abilitare economică a victimilor violenței prin care ele pot fi ajutate. Noi facem pilotarea mai multor mecanisme și o să continuăm să facem acest lucru. De asemenea, asistența în sensul oportunității de a caza persoana gratuit este încă un subiect pe ordinea de zi și aici clar că sunt mai multe elemente de care trebuie să ținem cont și sunt sigură că sunt foarte bune practici pozitive deja în diferite locuri ale țării, în diferite regiuni ale țării și eu cred că dialogul dintre dumneavoastră și alte regiuni unde sunt bune practici, unde sunt soluții deja identificate. Deci dialogul acesta trebuie să devină mai puternic. Și în acest sens, după ce aveți acest dialog cu diferite regiuni, ați putea să veniți cu o listă de recomandări pentru Guvernul Republicii Moldova, care deja a semnat tratatul de la Istanbul și care este obligat să facă schimbări în acest sens și să le oferiți lor posibilitatea să ia niște decizii politice bazate pe lucruri documentate care sunt
mărturii chiar de la dumneavoastră, exemple concrete. În acest sens, sper că mi-am notat totul. Vă mulțumesc foarte mult pentru onestitatea cu care ați vorbit, pentru deschiderea voastră. Nu vreau ca acest eveniment să fie doar o zi în care venim, vorbim, am plecat și am uitat. Vreau să vorbim în continuare. O să continuăm să ținem legătura cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale ca să procesăm toată informația pe care am colectat-o astăzi aici și să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile pe viitor, cum putem să întărim capacitățile, cum putem să susținem guvernul în timpul acesta de criză. Și eu cred că după prezența oamenilor din această sală, putem face concluzia că sunt foarte mulți oameni, dar și instituții care sunt angajați în a lupta cu acest fenomen. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici cu noi și îi ofer cuvântul Neghinii. A fost o concluzie foarte holistică, comprehensivă și de fapt a reflectat absolut toate propunerile dumneavoastră. Aici mă refer în special la partea de soluții. Eu, ca să încheiem pe un final pozitiv, vreau să menționez două aspecte importante. Deci mesajul de astăzi este unul clar. Vom localiza acțiunea și intervenția. Deci asta ar însemna că o să venim și o să ne focusăm ca UN Women, dar și agenții ONU pe dimensiunea de practici pozitive, provocări la nivel local, ca să dezvoltăm un sistem sustenabil împreună cu societatea civilă și împreună cu prestatorii de servicii într-o sinergie durabilă. Și al doilea element important care vreau să-l menționez este să mulțumesc traducătoarelor și echipei tehnice care ne-a oferit astăzi tot suportul, inclusiv mai mult decât am planificat în agendă, inclusiv colegilor de la primărie că ne-au oferit această sală, și să transmit un mesaj către publicul larg. Deci nu rămâneți indiferenți și indiferente. Este foarte important să acționăm când cineva suferă și pentru femeile care suferă să le transmit a doua oară același mesaj. Voi nu sunteți singure.